Dinheiro especificado, tinha não sei se por isso que eu acredito que ela sabe ter cu. Mai târziu și nu, nu-i trecut. Cine? Cine lipsește în partea asta? Nu-i trecut nici la trecut, nu înțelegi? Da, nu-i trecut. Nu. Dar este în prezență. Da, este, dar normal să trece procesul de fapt. Aveam în prezență, strana mea aveam în prezență. Domnul primar. Așa este. Da, aveam pregătit. Da, aveam să fie trecut la procesul de fapt. Da, aveam supun la punctul următoarea ordine de zi. Nu mai este spre acolo, pentru că are rost, pierde timpul. Situația, punctul 1. Situația funcționării școlii în Brun, în seara ca sora școlii 2012-2015. Da, e așa. Începem cu ora 18, la care participăm 19 consilieri, lipsim domnii consilieri, Bucătare Ion, Gean Sieliu, Ionaș Necea, Mirica Ion, așa, nu. La ei trebuie trecut. Ăsta lipsește motivat, ăsta ne-a motivat. Ăsta a implicat din localitate. Asta, dar vreau să fie avansate. Da, asta vreau. 2. Rectificarea bugetară. 3. Aprobarea înființării SECE, domeniul public și privat al Comunei Mănăstirii Arhangelului Bacău. 4. Probleme politice diverse ale Consiliului Local al Comunei Mănăstirii Arhangelului Bacău. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Haideți. Dacă mai aveți alte propuneri la ordinea de zi. Ați votat. Există o problemă. La. Da. Mă să nu ceară, practic, mă obligați și pe mine să mă ridic în picioare. Există o problemă. La punctul 1, eu am ținut doamna directoră să prezinte eu, să prezinte materialul ăsta, s-a spus că are foarte mult de lucru, maxim asumat, are foarte mult de lucru. Și m-a rugat să vă transmit, să o punem la următoarea ședință pe ordinea de zi și să scuzăm. Așa că faptul că n-a reușit să vină. E o perioadă mai încărcată. Și din cauza asta nu încercați să vă întrerup. Aveam un problemă însă la domeniul public, și domnul președinte știe. Am desfăcut cele două obiective, biserica, știți că la ședința de întrerupt, am aprobat trecerea în domeniul public la celor două obiective, a utilajului și a bisericii. Și a trebuit să desfacem biserica de utilaj, mergem procent la prefectul și acum vreau să-i propunem pur și simplu să dăm hotărârea și pentru utilaj timp de domeniul public. Nu am reușit. Deci, prefectul a început cerut să desfacem toate cele două obiective, că nu are nicio treabă biserica cu utilaj. Știu că el a fost discutat, a fost... Și prin subversă de bani, că noi l-am aprobat deja. Prin și în proces de bani, dar trebuie separat. Trebuie separat, da. Și supuneți, doamnă, că sunt de acord cu prefectul. Dacă sunteți de acord să mai supunem încă o dată, separat de... Biserică. Prinderea și acelui autoraș pentru... Biserica în centru și... ATV-ul acela, frate. Îl știți, biserică. Da? Deci să-l prindem separat, pentru că au fost prins amândouă la un loc. Și nu trebuia prinsă separat. Cine ești? În aceeași hotărâre, trebuie hotărâre separat. Cine este de acord? Toți. Este cineva împotrivă? Nu. Nu s-a abținut. Deci în punctul 3. De nou. Deci la punctul 1. Am înțeles că... Am înțeles că a fost de exact. Lumea a fost de acord cu modificarea ordinii de zi, da? Da. Acum intrăm în punctul 1, care, în fapt, este introducerea în domeniul public a utilajului. Nu? De ce ați ajuns la punctul 3? Pentru că primul s-a amânat. Așa, primul l-am scos, da. Iar în locul primului este introducerea în domeniul public, da? Dumneavoastră și supus la vot aprobarea sau cum? Nu. Separarea în sensul ca să fie în hotărâre separată. Că erau în aceeași hotărâre două hotărâri.
Da. Și acum ne-am separat, să nu se confunde una cu alta. Acum s-a votat ordine de zi sau s-a votat deci ordine de zi? Deci ordine de zi. Da, ordine de zi votată, da. Deci, la punctul 1 avem introducerea în domeniul public a utilajului de stingere a incendiilor, cu TRB-ul. Domnul primar, asta e punctul 3. A, la punctul 3 ai spus-o? Da, păi uitați. Aprobarea 3, aprobarea înființării domeniului public și privat. Nu, asta e altceva. E societate. Aia e altceva. E SC-ul. Aia e SC-ul. Ce presentat e între situația în funcționare a școlii. Am înțeles. Da, a spus, da, dar da, da, așa și la punctul 1 să introducem în locul punctului 1, da, când avem situația funcțională în școală, dar și faptul că nu am zis dar nu și să vină, să introducem punctul, adică să modificăm punctul și să introducem bunul în domeniul public. Da? ATV-ul. ATV-ul public. Nu, nu, nu. Nu, dar nu am văzut asta la trecută, domnule. Da. Ea trebuie să fie distinctă pe ordine de zi, domnule. Ce am zis acum? Ca să nu confundăm, dacă sunt de acord să facem votările separate. Da. Deci, iar mai întâmplăm de la capăt, același lucru. Nu, practic, e un punct de ordine de zi. Deci, în piață, care vă votările. Și tot spune la vot. Da. Asta e. Ce e de acord, deci, ca să... Pentru că apare distinct, separat de ordinea de zi. Deci să supunem la vot dacă se apropăm separat introducerea, pentru că era amândouă, și ATV-ul și celălalt în aceeași hotărâre. Și trebuie separat. Deci prima dată am votat schimbarea ordinii de zi. A doua dată am votat introducerea în zi, ca să știm cum se numește. Și acum să separăm fiecare, să nu fie toate la un loc. Da? Sunteți de acord? Da. Toată lumea, da? Da. Bun. Atunci trecem la punctul 2. Ce să mai e? Da? 2 care poate 3. Nu. 2 care este rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară. Da. Avem... În răstimpul de la ultima ședință din Consiliu, am primit două sume, respectiv o sumă de 37.000 de lei prin Consiliul Județean și care, prin hotărârea din 26 august 2015, ne-au fost repartizate următoarele sume. Sume de fabricate din TVA pentru drumuri comunale, la capitolul 11.0205, o influență pe trimestru 3 de 37.000 de lei. Încetul pe venituri și cheltuielile aprobate, au fost transmis atât la Consiliul Județean Bacău și la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, cu încadrarea în termenul de 100 de lege. Și mai avem o... de la Minister pe lucrarea Program Național de Dotare Rurală, ne-a fost transmisă suma de 128.200 de lei pentru drumul de la Palau Dulce. Avem factorul restant de 191.000, din care trebuie să mai achităm constructorului. Deci ni s-a returnat suma de 128.200 și trebuie să achităm constructorul. Pentru a putea duce, de fapt, nu ne-a apărut. În afară de cele două sume care au venit din exterior, noi trebuie să definitivăm și la data de 2 octombrie trebuie să depunem cererea de plată pentru prărul achiziților. La prărul achiziților avem o sumă de 430.000 de lei care trebuie achitată. Avem un termen extraordinar de scurt. Luni am programat recepția lucrării și inclusiv plata la trezorerii, pentru că am dat două săptămâni de punem dosarul cererii de finanțare ca să putem reprimi suma. Am început să intrăm într-o perioadă, într-o linie dreaptă, vă spuneam și în trecut, la ședința trecută. În ce sens s-au adunat toate chestiunile astea cu proiectele astea care le avem, cu astea patru proiecte, și
să vedem trebuie să le evoluăm foarte rapid ca să luăm dintr-o parte, să le punem în alta, astfel încât să respectăm și termenele și astfel încât să putem să punem și unii împiedică. De exemplu, la Ponte la Lugești a făcut o prelungire a termenului de depunere a dosarului, încheiere a dosarului, pe întâi, am făcut 17 noiembrie, sigur nu va fi 17 noiembrie, va fi 1 noiembrie, pentru că ne lasă 15 zile ei, ca să putem să depunem cererea de returnare. Ei spun în cerere de finanțare, dar în cerere de returnare a sumelor cheltuite. Deci orice depășire a termenului în cadrul proiectelor înseamnă să ne arunce afară din proiect și să rămânem cu banii dați și fără să ne recuperăm, ceea ce e foarte periculos. Pentru că pe toate patru proiectele sunt în joc aproape cu 10 miliarde de lei, 10 miliarde care țin din bugetul nostru și ar fi păcat să nu-i recuperăm. Plus că pe viitor ne-ar putea penaliza pe alte proiecte, ne finalizând unul din ele. Există și pericolul de a ne penaliza în viitor, într-adevăr. Dar, în alta, e vorba de banii noștri și trebuie să ne recuperăm. Asta e ideea așa. Bani pe care noi ne facem calcule pentru anul viitor ca să putem să mai folosim undeva, da? De aceea, sunt ultimii bani din fondul de lume pe care îi avem, 480.000 de lei. Și cu care să achităm și cu care să ne recuperăm. Deci asta e iarăși o sumă internă. Iar la învățământ, la cheltuieli material, mi-am prevăzut o sumă de 50.000 de lei, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Mai sunt lucruri de făcut la școală. La școală am început și o centrală, acolo, la clădirea grădiniții, care vrem să o amplasăm în perioada imediat următoare, când s-au venit la grădiniță, sunt terminate. Și scoase, da? Așa. Mai sunt niște lucrări de echitat pe aici, pe la reparațiile astea care s-au făcut în școală. Și deci, și ăștia 50.000 de lei sunt tot la fondul de guvernament. Deci sunt 530.000 de lei. Ăștia sunt toți banii pe care mai avem. Probabil că anul ăsta nu ne mai bazăm pe sumii care se mai vină din exterior, dar eu cred că reușim să mai avem ceva din casa de la pădurii. Câteva miliarde, un miliard, două, exact. Odată să vizare de vreo dulci, odată ce achităm, am luat legătură și constructorul și dăm în continuare drumul la următorul. Da, s-a discutat cu constructorul, următoarele două poduri. Următoarele două. Deja s-a dat comandă pentru celelalte două poduri. Astfel încât anul ăsta lucrările, să definitivăm și lucrările la celelalte două poduri. Mai sunt două de făcut. Cred că nu o să reușesc să le facem toate patru, să facem doar două până la sfârșitul anului, ceea ce nu e tocmai rău, da? Dacă reușim să facem patru poduri pe răul Dulceanu ăsta. Da. Asta e materialul care e. Acum, eu nu sunt pesimist, dar doresc că vor rămâne ceva și pentru anul următor, că trebuie campanie electorală și trebuie să fie ceva. Dacă ar fi mai multe campanii electorale, nu știu foarte bine, s-ar mai realiza câte ceva în plus și la legat de comuna noastră. Deci, pentru mine, bine, mă pot garanta 100% că așa va fi. Da, să punem la vot dacă sunteți de acord cu această rectificare de buget. Sumele acestea? Rectificarea asta de buget trebuie să aduce și la asociația sportivă, 50.000. De la fondul de lume nu putem să alocăm sumele. Să-ți mă pic, de la asociația NARI până la sfârșitul anului sumă, nu? Ce? Atunci înseamnă că ei va trebui desfințați. Nu, da. Bun, asta e o altă discuție. Că nici cum... Dar bugetare care trebuie să lucrăți banii acolo, nu știu ce. Nu, stați un pic. Nu s-a știut nimic de chestiunea asta. Puteți veni într-o ședință... S-a probat că nu poți lucra 100 de lei. Poate e cu totul. Nu, dragi, pe azi următoarea trimestru să-l puteți.
S-a aprobat la începutul anului o sumă de 10.000 de lei, da? 3.000 de bani. Așa. Și structurată pe trei. Nu s-a băgat bani. De unde știți? Păi probabil că o cheltuie pe transport. Câți bani? Câți bani aveți la asociație? Acum în metan sunt 30, dacă nu mă știu. Aveți 3.000 de lei? Da. În suta asta care v-am dat-o mai de 10.000 de lei? Nu, nu s-a băgat toți bani. Bun, trebuie să fie o problemă, trebuie discutat, nu puteți veni așa în ședință, hai vă domnul. Chestiunile astea, rectificările sunt de mai multe feluri, trebuie să înțelegeți. Deci, chestiunile astea se discută, vedem ce bani sunt, unde ne-am împiedicat, unde ne-am împădmonit, poate este o problemă, da? Da, s-a discutat, da, s-a S-au dat pe trimestre. S-au dat de fapt. Probabil, următoarea tranșă vin cu justificarea pe trimestru 3, dă banii, îi alocă banii trimestru 4. Cam așa trebuie la domnul. Și acum, fiind la sfârșitul trimestrului 3, probabil au diferență. Cât ați mai aveți? 3.000 de lei în cont? Da. 30 de milioane. Da. Asta va ajunge pentru transport la câte... Da. Cu aproximativ. Da, aproximativ câteva etape. Cât e un transport? Depinde unde au luat. Discutam ședințele trecute cu variantul de oprimare, zic, băi, ca să nu vorbeam cu microbuzul ăsta de școli. Cât ar costa legal? Cât ar costa factura? Informații. Asta e următoarea, o lămurim domnul. Așa, exact. Da, e cel mai bine. Dar până atunci să știi exact ce bani sunt, cât s-au cheltuit, cât mai trebuie. Da. Dacă sunteți de acord, da, pardon. Deci, la studiile de atâmente de la Consiliul Județean și de, în afară de la Jardin și 37.128 din Augusti, a zis acolo deci mai erau la rectificare, erau 48 din Miguel, nu? 480 din Miguel. Da. Și după aia, de la Jardin, să fie 100 din Miguel. 50 din Asta spun, că noi, până în data de 2 noiembrie, trebuie să depunem dosarul pentru recuperarea sumelor. Suntem foarte strânși în termeni, știi, că asta trebuie să depunem la... Că luni avem recepții, săptămâna viitoare trebuie scoase cel puțin 3 avizii, unul de la DSP, unul de la DSBSA și unul de la mediu, în care niște notificări care spun că nu, mă rog, așa, și se completează dosarul. Deci, chestiuni, vă dați seama că 2 octombrie este, când este? Vinerea viitoare, nu? De mâine într-o săptămână. Deci, într-o săptămână de zile trebuie făcut dosarul și dus obligatoriu. Dacă a sărit din termen, ne-am luat de la doar. Dar cât costă în totalitate lucrarea la Polorechițului? În totalitate, cu tot cu da, proiectare, cu tot proiecta, cu... Cu finalizarea, cu tot, cât e? Deci, cu totul este... Construcția este 70.000 de euro, 70.000 de euro, plus consultanță, plus proiectare, plus... Da, ăsta este... Deci, toate la unul, da. Deci 430.000 de lei reprezintă costurile totale. Costul de mediu. Aproape. Da, aproape. Mai puțin de 100. Ședincolo la punte la Lupești era vorba de 100.000 de euro. S-ar putea să... 100.000. 100.000, da. 100.000 de euro. S-ar putea să ajungă să mai fie cu niște acte adiționale, să mai mări prețul? Deocamdată eu n-am nicio informație din genul ăsta. Aveți? Aveți informații? Știu că acolo era o discuție între proiectant și constructor vis-a-vis de un zid întors.
care nu s-a prevăzut, dar o să vedem, pentru că e sensibil, adică cei de la FIR sunt foarte sensibili la chestiuni din astea și dacă s-a aprobă, s-ar putea să ne bage pe neelegibile. Nu știu deocamdată, ca să vă spun sigur, da. Este sau nu este. Da. Păi, spune-mă, deci cine e de acord cu această rectificare de buget? Toată lumea. Deci nu are rost mai mult, dacă s-au ținut sau cum, pentru că toată lumea a fost de acord. Ca o compensare la suma asta pentru Cuneoul Dulcii, vreau să spun că proiectul a suferit vreo modificare, am atât de discuții deci, în zonă cu cetățenii, deci era vorba de anularea unui port, de montarea pe port de drumului pe partea stângă, deci pe partea dreaptă tehnic m-a venit. Și deci anularea acolo, dacă credeam un pic, așa, de care două poziții sau poate nu sunt două, nu știu cum mai țin exact. E imediat după Cenac acolo, primul și următorul la Badal cu colț acolo. Dacă se mergea pe varianta, pe marginea asta, făcut căsoaie din partea toată, botat firul cărăului, poate reușeam și mai făceam o... Nu. Știți din ce cauză mă. Pentru că, în primul rând, proiectul urmează traseul drumului existent. Doi. Partea care spunem noi, stânga tehnică a părăului, da. Unii spuneți că ar fi trebuit să fie, ar fi trebuit. Ar fi fost un prezumtiv, da? Este foarte... Alunicoasă, da? El îți rupe, fuge terenul. La Bănânești? Fuge terenul, da, nu există. Făceam niște gardioane. E vorba de făcut ziduri de sprijin și gabioane și astea îți ies niște costuri, faci un pot de la un capăt până la celălalt, îl faci de... Și așa că au prevăzute, și așa la... Sunt prevăzute niște ziduri de niște gabioane acolo la drum. Deci nu există. În primul rând trebuie respectat traseul principal al drumului. Asta, că dacă s-ar făcut o parte, dacă s-ar făcut partea aia, asta e... Ei, nu, poduri care, într-adevăr, au valoare foarte mare. Foarte mare. Să știți că mai mult din ăsta, dacă o luăm așa de partea aia, să vă spun din ce cauză. Pentru că trebuie să ai o lățime, ați văzut că podul când vine, practic, el ocupă o lățime de 12 metri. Da? Un pod, unul dintre poduri, sau, în fapt, un pod ocupă o lățime de 12 metri. Iarăși, drumul cu toate lucrările care trebuiau făcute, trebuia să atingi proprietatea omului și așa au fost adevărate probleme când am făcut cadastru acolo, că am găsit cadastre care erau intrate în drum, au trebuit modificate toate cadastrele alea, date înapoi. Deci lucrurile nu sunt așa simple cum le vedem noi la prima vedere. Nu, plus de asta, firul apei sau arde apă nu putea muta fără avizul apelor. Cei de la Apele Române, toți la Apele Române. Se practica ea, aproape de părerea generală. Păi, tantul a făcut proiectul, nu se mai modifică. Nu, dar cine a făcut? Nu vă știu părerea. Cine a făcut? La Rutier Conex. Și a plinit. Ce proiectat? De asta este bine ca oricare proiect e discutat înainte de a se trimite. Noi am dezat. Cine nu se spune? Ce se spune noi? Eu nu știu cine e proiectat. Nu. Dar uite, ceea ce a propus domnul Iordache... Dar poate costuri nu, s-ar putea să fie... Nu garantez că e mai bun. Nu. S-ar putea să fie o variantă care să fie într-adevăr mai ieftină. Și ce făceam? S-a plătit proiectul 2-3 milioane? Nu acceptă nimeni. Ați înțeles. Înainte de a înainta proiectul spre aprobare, să fie discutat în Consiliul Local. Asta am dat. Fezabilitate. L-am aprobat fără să-i spună nimic despre el. Am auzit și eu varianta asta, dar nu e nimic neoficial. Da. Da. Mai există ceva discuții legat de acest lucru, l-am aprobat și acum văd continuăm discuție. Da. Să vă zic ceva. Referitor la proiectele astea, același proiectant a făcut proiectul și pentru Râul Rechizu, pentru Punte și pentru Râul Vulce, același proiectant sau la proiectant? Nu. La Punte, de exemplu, lucrată dintr-un proiect.
Da. Deci nu e același proiectat, nu? Da. De asta zic, eventual, când se fac proiectele astea, nu o să se opun la o licitație care, de exemplu, să facă mai ieftin, nu știu ce, să fie mai mulți proiectanți care... De asta ar trebui un pic discutată problema asta. Să găsim și noi o soluție, să s-o, s-o obținem ceva mai ieftin. Adică nu în banul cât, cât vrea, atâta să dăm. Aici și așa putem face și noi o economie de bani. De ce spuneți că... Nu, dar zic dacă au fost mai mulți la licitație și dacă... Domnule, toate chestiunile astea respectă legea 34, legea achizițiilor publice. Sunt achiziții făcute pe sistemul electronic de achiziții publică. Nu știu, am întrebat, am întrebat. Și v-am răspuns. Și v-am răspuns. Da. Da. Mai sunt discuții? Nu. Trecem la următorul punct atunci. Da. Dacă mergem cu ritmul ăsta, facem un record. Da. Da. Vin din el, să ne cu toate puncte. Dar aici, oricum, cred că o să fie mai multe discuții. Aprobarea înființării domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cazului. Ce domeniu public și privat? Știți că noi am discutat anul trecut, și a rămas ca acum să reluăm discuția, pentru că mulți dintre noi nu știau despre ce e vorba, și pentru că n-am întâlnit niciun fel de material în care să discutăm pe baza materială, să mai trag o ședință ca să putem discuta clar despre ce e vorba. Și vă rog să vă înscrieți la cuvânt, să dăm exact în ordine, și să nu mai reluăm iar, ați nesfârșit aceeași discuții, iar cu... Cine vrea să-mi scrie la urmă? Să-i dobeșim, nu mai citim. Nu. Nu să știi. Nu. Știm tot. Acum se discută, să vedea fiecare. Mai citim, domnule, părerea fiecare. Iată zis că noi între timp am făcut și din dovară de comunități și de zeptorul lui Cernin. Nu stați puțin să-mi scrie la urmă, după aceea să-mi scrie. Care vreți să vă scrieți la cuvânt? Haideți, dați un mai mic treabă. Da, pentru că nu știam ce să ia cuvânt, deci acum nu vrea nimeni. Haideți, domnule, chiar nu aveți nicio părere, nu vă... Chestiunea este că... Întâi să ne scriu la cuvânt și după aceea discutăm. Ca să mergem totuși într-un mod cât mai operativ. Deci, domnule Ordar, pe unul. Cine mai dorește? Domnul Mihu 2, al treilea. Domnul Ghețu, domnul Bucur, domnul Ionaș. Deci nu e clar. După aceea să închidem lista. La vot. Bun, m-a scris și al treilea. Da. Și atunci dăm cuvânt. Și domnul primar, că automat îți dai cuvânt. Bine. Da. Dacă vreți să dați cuvânt. Categorie, trebuie să aveți cuvânt și vreau de drum. Da, chiar bine. Tu puneți la vot dacă suntem de acord. Da, și asta e. Atunci facem inversare, trece domnul primar pe locul 3 și eu trec la urmă, că eu trebuie mai repede. Da, domnule Dacă, poți. Acum, știți ce știu, deci o parte din cele prezentate a spus să spun de la un început, de la studii de oportunitate și fundamentare pentru dezvoltarea acestei societăți, le-am aflat la tot perspectiv, dar cred că s-au mai uitat din ele. Bun, aș fi spus dacă mai treceam alea când am venit în capitol, dar eu vreau și nu știu. În primul rând, forma juridică a societății este SRL, nu? Așa. După aia, discutăm la chestiunea asta, deci aprobăm prima înființare a societății. Înființare, da. Prima înființare. Nu legăm de care ești, de sarcini. Și pe scurt, care e? Ce e? Aici cum societatea asta, totul nu spun va fi. Deci trebuie să aibă un statut. Nu se poate înființa. Nu, uitați-vă, e din sat și încă e din sat, ce statutul e statut. Noi, la fond, discutăm de statut. Deci, numai statutul de ce? Din statut și înființare ei. Mai departe nu merge. Deci înființare ei. Nu mai înființare. Atât. Hai, discutam despre administrare societății, eventual un consiliu de administrare, numirea unui președinte, să punem... Un administrator, o persoană care se
fie administrată și noi am propus atunci la momentul respectiv pe domnul Bucur, pentru că tot el se ocupă la data asta de utilaje, asta a fost ideea. Dacă se propune altă persoană, n-am absolut nimic împotrivă. Nu mai trebuie ținut cont de faptul că omul va trebui plătit. Iar omul ăsta e oricum este plătit să facă treaba asta. Nu, primar, mai e tot să intervin. Dar noi avem salarii la primărie. Salarii pe domeniul public. De ce să mai punem în curul să-l dacă e automat, automat că va trece din curul? Deci nu, nu, deci eu așa văd. În momentul ce va trece din curul de secretar, el va trece din curul. Nu. Domnul, nu încurcăm. Domnul Ardea se ocupă de anumite chestiuni cu pădurea, nu încurcăm. Și să vă spun sincer, domnul Ardea nici nu face față la o... Că stai spusem. La o chestie. Care e rolul salariatului în domeniul public și se ocupă de tot? Fișa postului pentru domnul Ardea era asta, deci el așa a fost angajat. Deci se ocupă de domeniul public și privat. Exact. Da. Nu? Deci da. Asta era activitatea de limbare. Administrarea bunurilor domeniului public și privat. Și atunci el nu va trece dincolo. Deci dincolo unde? În cadrul SC? Nu. Administrarea domeniului public. E atunci de ce se mai ocupă domnul Șpar? Care e ocupația lui? Nu de vânzarea pădurii? Nu, numai de vânzarea pădurii. Pentru că nu se ocupă numai de vânzarea pădurii. Astăzi văză că el... Păi stai spus, dar e logic. De ce se ocupă atunci el? Haideți, o discutăm din societate, o discutăm domnul Adrea. Nu, nu, stai puțin, că se suprapune două funcții. Nu se suprapune. Funcția de administrator al domeniului public și privat, în cadrul primăriei, este o funcție din aparatul propriu, iar asta este o societate care are ca scop, așa am trecut noi atunci, amenajată și întreține scop principal. Drumuri și poduri comunale. Da? Așa. Lucrări de construcții, drumuri și poduri comunale, întreținerea drumurilor comunale, pe toată perioada anului, inclusiv iarna. Deci nu are nicio treabă cu activitatea domnului Ardea, ce spunem noi aici. Face situații, face tot felul. Era o neclaritate la ședința trecută. Da. Domeniul public sau privat? Și public și privat. Societatea se numește SC, domeniul public și privat comunal Năstreaga. Care înseamnă administrarea concretă a bunurilor comune în Mănăstirea Cașin. Deocamdată noi ne referim la utilajele astea și la moduri, drumuri. Poți inventarul, pe dat inventarul și inventarul la economie public și privat. Dar sunt. Păi se credeam. Păi de pretare către, nu? Celui care de administrator. Administratorul SC domeniul public va administra strict mașinile, utilajele. Haideți că nu înțeleg, nici nu înțeleg. Avem o activitate pe care o facem tot timpul anului, da? Avem de balastrat drumuri, avem de curățat iarna de zăpadă, la dispoziție avem niște utilaje, da? Care sunt proprietatea comunei Mănăstirea Cașin. Avem un camion cu lamă, avem un bulldozer excavator, avem acum mai mult și un TAF, da? Ei, toate bunurile astea trec pe asta, iar pe societatea asta, ca să putem să închiriem, că am închiriat la diversi cetățeni. Am făcut și activitate de închiriere pentru ca oamenii să-și rezolve probleme. Și omul care va fi administratorul trebuie să administreze bunurile astea și să le pună la treabă pentru comuna Mănăstirea Cașin. Asta trebuie să facă. N-are nicio treabă. Oamenii n-are nicio treabă cu nimeni. Iar administratorul, funcția de administrator, nu, iar funcția de administrator al domeniului public, domeniul public și privat, așa. Nu, nu. Deci putea să facem. Ar trebui, nu. După mine, ar trebui separat domeniul public, domeniul privat. Ca să le încurcăm de nimic acolo. Domnul Bună, ea este o denumire. SC domeniul public și privat. Pentru că ea face lucrări și domeniul public și privat. Asta e și pe locuiețe din deal. Privat, al comunei. Al comunei. Domnul, la un alt DPP să merge. Și în alte comune. Și în alte comune. Afer, toate persoanele. Asta e denumirea. Dar ce vreau să mă întâlnesc? Nu, așa e denumirea. Când te închiriezi tafă la om, cum îi închiriezi? Dacă ești pe privat. Dacă n-ai scris privat. Haideți să vă spun. Vor fi bunuri și din domeniul privat, da? Deci vei băga în domeniul privat, nu știu... Afânața toate e în domeniul privat. Am izlav, e în domeniul privat. Dar să zic, vei avea... Domeniul privat al statului. Asta vreau să întăresc ideea. Domeniul privat al statului. Comunii. 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 Comunii.
comune, adică nu ia... Nu ia un comer, o delea cu statul. Nu ia o persoană fizică. Iar lucrările se pot face și pe domeniul public și pe domeniul bun, dar unde am împotmărit, eu n-am înțeles. La discuția asta cu... Domeniul public și privat. Deci noi, noi practic aici, denumirea societății este domeniul public și privat, este o denumire. Exact cum ar fi fost SECEI cu pieții din deal, vă spuneam. Domnule, până acum a funcționat ca domeniul public, da? Până acum. Nu, nu, nu. Nu? N-a funcționat, domnule. Păi dar ce? N-am mai încheiat oameni ca asociații. Asociații, domnule. Da. Utilajele astea au funcționat pe asociația intercomunitară Cașa Mănăstirea Cașa. Asociația asta este a comunei. Nu, e cui? Este a comunelor. Este a celor două comune, asociația. Nu este a comunei. Tot aici este cazul prima, că la mic curte de conturi, le-a întrebat, băi, dat ăștia, ți-a dat ceva pe mașinile ăștia care lucra la el, că le închiria la el? Nu. Trebuie să dea cheia pe ele. Noi facem fiind la primărie, facem o, o societate fiind la primărie și nu mai dăm chirii la, la nimănui. Sunt al noastră și ne punem la dreapta. Asta a fost simplu. Și ia cineva tavă și mai chirii pe tavă? Nu, doamne, nu trebuie să dea cheia. Una e chirii, una e impozit. Haideți să dăm în ordine la discuție. Deci, domnule Ordache, ce aveți, ce părere aveți, ce opinia dumneavoastră? Nu, asta e nici în practic, deja să mai ascult. Deci, asta discutăm numai despre înființarea societății. Înființarea. Da. Asta era unul dumneavoastră pentru tine. Da, și domnule Ordache, dacă cerea să mai trecem în revistă odată cât de cât statul, nu? Asta spunea, nu? Să-l mai reamintim. Dar măcar ca să curtăm, nu? Sunt băiați timpă. Nu, nu tot. Doamne, nu, doar chestiunile principale care au fost rândul trecut să le repunctăm. Adică... Ceea ce am fost curat la trecut. Da. Aia trebuie să domnule. Domnul Mihai. Domnule, eu... Da, trebuie să-ți spus că nu sunteți de acord cu da. Aceeași persoană să mențină două funcții, două... Da. Sincer să fiu, eu nu înțeleg sensul societății ăștia. De exemplu, societatea asta se ocupă de reparații poduri și drumuri, da? Societatea asta, de la cine încasează banii? Încasează la Consiliul Local pentru lucrările astea, care le finanțați, nu? Da. Și să facem un buget. Circuit închis, cam așa ceva. Să facem un buget. Să facem un buget la începutul fiecărui an, când vine și se depune raportul în cadrul Consiliului Local administrator, vine și depune raportul cu lucrările care s-au făcut anterior și cu ce urmează să facă și să aprobe și Consiliul Local. Și așteptam să retornează iar totuși Consiliul Local, până la urmă rămâne la societatea asta care să ființează. Trebuie să plătiți oamenii, trebuie să plătiți utilajul, mentenanță, carburant și... S-a evaporat, da. Păi nu s-a evaporat, să plătesc, nu se evapore. Eu zic că ar fi o situație asta, cam un fel de sifonare așa. Ia o dorsătură ca un circuit închis, deci noi plătim, dar tot al noștri sunt până la urmă. Rândul trecut mi-a zis următoarea treabă, a sărit în capul meu, cum puteți să spuneți, domnule, că ăștia-i dragoția, că sunt oamenii noștri, că... Acum a luat logic, doar noi cunoaștem toată situația. Practic, tot dumneavoastră sunteți șeful și acolo, și la Asociația Proprietarii Pădurii, dumneavoastră conduceți toată treaba asta a comunii, tot învârtit dumneavoastră. Noi facem așa, ca o mascare, facem o societate, facem o... Nu există transparență, vă spun o treabă. Eu am venit și am făcut cerere pentru mărcătură și am observat un afiș acolo că a scos la concurs un cost într-o situație de urgență. Da. Un șef. Dar eu zic părerea mea, dacă noi existăm aici, suntem consilieri, nu trebuia să ne aduceți la cunoștință. Nu, uite, domnule, vrem să înființăm un cost pentru situație de urgență. Deci, eventual, trebuia și noi un pic informați, ne cereți și noi părerea, ne dăm și noi părerea.
putea noi, sau eventual a fost Curtea de Conturi. Nu ne-ați prezentat raportul Curții de Conturi. Cum ați ieșit? Bine, rău. Trebuia, eu zic că trebuia să luăm și noi la Curtii. Trebuie să primim raportul și să prezentăm. Dar n-ați primit raportul. Deci niște situații din astea care nu s-au dus la cunoștință și nouă, noi trebuie să știm. Noi suntem reprezentanții niște cetățeni care ne întreabă și pe noi. Domnule, care e problema? Acum am fost întrebat, domnule, am înțeles că la 3 octombrie gata puntea și sunt câteva picioare făcute acolo. Zic, domnule, nu știu, știu că s-a mai amânat, nu știu ce. Vis-a-vis din societate dacă aveți, da. Haideți, lăsați la trebuie să vă. Stați puțin, nu-mi puneți pomnă în gură, nu vreau să-mi discut, am spus la cuvânt, am spus la cuvânt, vă rog, nu te aia și nu știm exact ce s-au rezolvat. Deci, pur și simplu, ridicăm niște probleme aici care nu avem rezultate. Adică nu suntem informați. De exemplu, la ședința anterioară au ridicat niște probleme. Acum trecem cu alte chestii care eu nu știu. S-a aprobat, nu s-a aprobat. Eu, ca să le repet, iar, cred că n-are sens. Nu, cam atât am avut de spus. Asta. Există un pic o informare și pentru noi. Am înțeles. N-am înțeles totuși la vis-a-vis de societate. Care e punctul dumneavoastră de vedere? Punctul meu de vedere este că v-am zis, automat o să mai apară un șef, o să mai apară vreo 2-3 subalterni și o să fie o povară pentru cetățenii care dau taxe și impozite. Eu să fie o povară, pentru că vă spun o treabă, cu cât sunt mai mulți salariați, cu cât sunt mai mulți bani cheltuit, automat cresc impozitele, cresc. Și mai multe trebuie. Se creează mai multe costuri de muncă, nu e rău, e bine. Dar din păcate, cred că s-a trecut în toată. După mine, mi se pare așa un fel de suprapunere. Mă întreb atunci, pentru mine, ce mai face funcționarul de la primărie care răspunde domeniul public? Asta este funcția lui. Administrator al proprietății publice. Deci se pasează pentru mine. Vă lăsați să mă întrerupeți. Atunci el ce meniri mare, ce mai administrează el, practic? Administrează izlazurile și șanțurile sau ce dracu mai face? Că nu... Asta e necalitatea mare pentru mine. Deci îl degravăm pe el de niște lucruri care răspunde direct, că ar trebui prin fișa postului să răspundă de anumite lucruri. Nu știu ce constă fișa postului. Că se creează locuri de muncă, e bine. Asta e bine. Da, dar nu s-a scos la Iveanu. Nu aici, în față. Nu s-a scos să vadă lumea. Ceea ce a spus dumneavoastră, ca să nu mai intervin la urmă, cum fie nevoie să dau răspunsuri, într-adevăr, și eu vreau să ridic problema că nu suntem informați cu absolut nimic la Curtea de Conturi. Pentru că mulți dintre noi chiar am pătimit în urma Curții de Conturi. Chiar eu, personal. Faptul că ne-a imputat niște bani și care acum ni se dă înapoi. Care ne-a judecat cu exact cum mătărea Curtea de Conturi. Adică era bine dacă știam și noi... Nu, cred că se primi raportul. Da, și mă mir, continuați primit după atâta timp la da, raportul, știți că la fiecare control al Curții de Conturi, știți că am prezentat raportul în Curții de Conturi. Am mai scăpat ceva, am uitat ceva, dacă mai permit. O problemă, dacă vă aduceți aminte, când s-a luat TAF-ul ăsta, dumneavoastră ne-ați spus că am rămas 16.500 de euro de la TAF, la GAL, care luăm ATV-ul ăsta, care cumpărăm ATV-ul. Acum, eu nu știu, ATV-ul ăsta l-am cumpărat cu aia 16.500 de euro de la GAL sau ăștia sunt alți bani? Aici nu sunt eu clar, prea, dacă puteți să ne spuneți. Cu ce bani s-a luat TAF? 16.500 de euro am rămas de la GAL. Eu vă aduc aminte, eu am mai zis o treabă. De la GAL, de la TAF, așa ești primit ce zic, crezi că vă aduceți aminte mai mult. Domnule, deci... Acum, cu ce s-a cumpărat ATV-ul? S-a cumpărat cu aia 16.500 sau cu alți bani care au venit de la GAL? Ascultați-mă ca să vă spun. Am explicat lucrurile astea de atâtea ori încât aproape că le încep să le visez. Deci, avem niște programe
avizate și aprobate, da? Prin GAP. Li s-a dat o sumă, era vorba de jumătate din suma TAF-ului, care însemna vreo 20 ceva de mii de euro, da? Dacă mi-aduc bine aminte, sau cât era? Nu știu, parcă vă 25% sau... să nu, nu. Așa nu a spus că nu a fost adevărat de jumătate. Mi-a rămas 16.000 de euro. În cadrul unui proiect, dacă îți rămâne o sumă necheltuită, nu o treci pe alt proiect. Nu ai cum să o treci, nu-ți dă voie. Da? Dacă ai făcut o economie în cadrul proiectului, ai achiziționat cu mai puțin decât... Poți să spun ce am înțeles eu atunci? Rămăsesc la GAL o sumă care nu era... La GAL e altceva, domnule. Așa era, la GAL e altceva. Așa era, la GAL e altceva. Așa era, la GAL e altceva. Dacă a rămas la GAL e altceva. Deci, în cadrul unui proiect, dacă ai făcut o economie, aia se retrage suma, se dă numai suma care a fost achiziționată. Atât se retornează. Iar banii care i-am cheltuit, noi nu au fost de la GAL. Au fost din cadrul bugetului local. Abia acum urmează să mergem să ne luăm bani, să ne dea bani înapoi pe achiziție. Am cheltuit 5 lei, da? Să face dosarul achiziției, mergem, ne depunem și ne dă 5 lei înapoi. Nu ne dă bani galul, ne dă o aprobare. Da. Și totuși cu ce bani s-au cumpărat ATV-ul ăsta? Așa ne-ați informat, cu 16.000 rămași bani de la GAL. Deci... Da. Deci... Programul a fost prin GAL. Da. Da? Deci... Fiecăruia i-au revenit 16.000, 18.000, nu 16.000. I-au revenit. 16.000. Mă rog, ăsta vreo 16.000. Așa e. Atâta s-a cheltuit de utilare. Și s-a aprobat programul în cadrul GAL-ului, noi am depus proiectul la GAL, s-a aprobat și s-a dus noi departe la Iași, iar banii am cheltuit de la noi din buget. Asta spun, că luni trebuie să mergem să depunem ca să ne putem recupera suma. Cum vin banii? Abia de acum vin banii, efectiv. După ce ai făcut achiziția, te duci cu facturi, cu arvize, cu tot, și îți dă banii înapoi în buget. Stați puțin că m-ați abolit cu totul. Banii ăștia, ATV-ul, deci cumpăra cu banii rămași de la GAL sau nu? Asta e întrebarea pe care am văzut-o până la lui clar, deci nu e niciun fel de discuții. Greu de înțeles. Omul ăsta a explicat un video. Să ne pune proiectul la GAL. Lasă-mă, Și-a rămas niște bani de la GAL care au fost cumpărate. Și asta e clar și cu ascult de prea discuție. Nu rămăsesc niște... Au fost niște sume, aprobate de Consiliul de Administrație la GAL și s-au repartizat iară. Și fiecare comun a spus, tu ce-ți trebuie? Da? Tu de escavator, sume tot în buget, nu bani ce-și. Sume tot în buget, nu ce-și de plătim și de reflectăm. Deci, un european nu dă bani. Da. Deci, bani de la GAL, bă. Deci, nu înțeles. Asta a fost întrebarea. Deci, ați cumpărat cu banii care i-ați primit de la Consiliul Județean sau știu, din TDA sau cum ați fi 24.000 de euro. Deci, în cazul ăsta, depuneți dosarul și de la GAL o să treabă banii și ați mai intre banii ăia. Deci, GAL o să dă banii. Deci, să rămână în plus. Nu? Așa înțeleg. Rămână în plus. Rămână în fondul de rământ al comunii, da. Așa se întâmplă și la Punti, așa se întâmplă și la Părăuvechi, așa se întâmplă și la TAF. Cum să faci o investiție? Domnul meu, ca să fie clar, deci din GAL ăsta nu, într-adevăr, are dreptate, nu-ți dă bani. Ei virează în contul, eu știu, unei lucrări, a unei proiect, niște bani. Nu-ți dă ții ca persoană fizică sau juridică bani să-i cheltuie pe proiect. Deci ați înțeles, domnul meu, da? Deci banii care au rămas de la GAL, e clar. Se aflără ca sumă interpretată. De programul GAL. De programul GAL. Corect. Absolut. Suma. Și noi ne reîntregem fondul de rulment. Când ne recuperăm? Dă bani. Bani. Da. Da. Afirm. Mai aveți ceva? Nu, atât. Mulțumesc. Mai întreb încă o dată pe restul. Pentru că nu s-a dat niciodată, cred că în istoria Consiliului ăsta local, să se rămân într-o oră o ședință din Consiliul Local. Chiar nu s-a întâmplat. Oricare, trebuie să spuneți orice, nu s-a întâmplat pe acum. Mai sunt diverse și probleme cu nemaia. Ăla merg repede. Haideți să rămânem festivă, că l-am numărat. Aia a fost așa. Haideți să mai trec peste principale puncte la materialul ăsta. Da, voi? Da, poftiți.
Deci era vorba de denumirea societății, v-am spus-o. Primează oricum să pune la voce. Absolut, da. Trebuie să luați spune cuvântul. La, știți că a fost obiecții, anumite obiecții vis-a-vis de, obiectivele activității secundare. Deci, domeniul principal de activitate este 4.2.1.1, amenajare și întreținere drumuri și poduri comunale. Cu activitate principală, lucrarea de construcții de poduri și poduri comunale, drumuri și poduri comunale, întreținerea drumurilor comunale pe toată perioada anului, inclusiv de iarnă, pe timp de iarnă. Însă, insistam să rămână activitatea secundară, activități de închiriere, cu mașini și echipamente pentru construcții, ca să putem să tăiem ceea ce am făcut și până acum la, populație, știți, ca să avem acoperire. Deci, pentru activitatea secundară 7732, activități de închiriere. În rest... Nu are rost să le mai citim. Dacă rând trecut, aproape unanimitate, spus, doamne, nu au rost cele secundare. Corect, nu, am înțeles. Din ce cauză spun așa? Din hotărâri, se hotărăște Consiliul Local peste 5 ani de zile să facă activitate de nu știu care, pescuit, da? Votează toată lumea și spune, doamne, trecem în, statut activitate de pescuit, da? Costă 10 milioane, atâta costă. Acum se duce administratorul, cine va fi, duce și își bagă și activitate de pescuit și am venit la mulți. La ce să mai iei? Da? De acord? Deci, pe lângă ceea de întreținere de drumuri și poduri, să ne intervenim la o activitate de închiriere a utilajelor. Dar dacă aici o să introducem și tractorul, nu o să facă prestări servicii. Nu o să facă închiriere. N-ar fi bine să lăsați și aia de exploatare? Nu. Că nu avem niciodată. Noi îl închiriem. Cine îl ia... Deci noi îl închiriem, nu persoanelor fizice și juridice, nu vice ascultați. Deci noi închiriem persoanelor fizice de pe teritoriul Comunei Mănăstirea Cașin și, bineînțeles, consilului care, ca persoană juridică, da? Să fie foarte clar, pentru că noi nu avem utilajul închiriat la alte persoane juridice. Și consilul atâta timp cât va lucra sub forma aprobată prin regulamentul de exploatare a masei lemnoase. Adică să lucreze sub forma, ia cu aprobare la Consiliul Local masă lemnoasă și o vine la cetățenii comuni, la prețul stabilit din Consiliul Local. Deci asta era forma care ne dădea voi nou să închiriem taful consiliului. Nu aveam altă motivație să închiriem taful consiliului, nu? Deci a să ține foarte clar cont de faptul că persoane fizice cu domiciliu pe teritoriul Comunei Mănăstirea Cașin și se cer consiliul. Au dreptul să închirieze utilajul ăsta, da? Că așa vine zice, nu știu care și vrea el să închirieze cu un milion sau câte era, 80 de lei ora, să-ți frece taful. Dar nu văd cu ceva deranjat dacă vine o firmă străină și vrea să închirieze, să transporte ceva. Eu știu, un mobil ăla îți duc la Timișoara. Nu, e vorba de taf. E vorba de taf. Să-i scoată niște material pe care l-a licitat și care sunt tot pentru că mă deranjează, pentru că taful ăsta, domnul Bălan, trebuie să aibă o viață de cel puțin 30 de ani de acum acolo. Pentru comuna, nu pentru locuitorii Mănăstirii Cașin și pentru comun. Da? Iar un agent economic, dacă vine și ia mie utilajul din curtii, are tot interesul să mi-l aducă praful. Praful de zile îmi face praf. Păi vă spun eu că așa se întâmplă. Nu are nimeni milă de utilajul tău. Vă spun clar, și domnul Iotache știe foarte bine, dacă am utiliat utilajul ăsta la un SC, la utilajul ăsta va lucra, aduc tractoriști și ziua și noaptea, ca să lucreze cu el. Nu, închirea prin perioadă lungă, nu-i transport ceva. Dar n-are ce să transport. Nu, ăsta e pe cruzul Mânăzor, ca să ne reușim să ne facem noi treaba. Te-ai ținut mai mult, te-ai ținut absolut. Nu, de asta nu mai cumpără nimeni în următoarele 20 de ani. Mai vreți să mai spuneți ceva? Nu, față de data... Față de data trecută rămâne problema care a ridicat-o domnul Mihu vis-a-vis de administrator. Eu nu știu dacă e o insistență mea să rămână domnul Bucur. Domnul Bucur deocamdată face aceeași activitate, o face și acum. El tot face treaba. El tot face treaba asta. Când îl mai pun pe o hârtie administrator sau când nu îl mai pun,
Dar gândiți-vă că dacă îmi pune alt administrator și eu sunt de acord și cu altcineva, cu oricare din propunerile ați face dumneavoastră, ar însemna o plată în plus, un salariu. Că asta adică sarcinile din serviciu vor fi altele, deci mult mai mari. Asta implică din urmă pentru societate, deci o și eu, evidență contabilă care trebuie ținută, de cineva care trebuie plătită și aia. Da, contabilul va fi, da. Eu rămân pe ideea că domnul Bucur să rămână deocamdată administrator și la... Și la... Se pot întâmpla mai multe chestiuni. Acum, să fac o paralelă vis-a-vis de colțial. Știți că este... Și de unii bani trebuie salari, asta este întrebarea pe care joc un mulți. Din bani care el e administrator prin cumul de funcții, nu mai plătește, nu mai ia. El ia un salariu. Acela salariu va fi la George, nu va fi alt salariu. Domnul, dar stați că totuși, și pentru mine nu prea e clar așa. Zici să îndobăm pe oameni să facă... Asta e o forțare, cum îți zic, e ceva... Dar nu o face, e altă care stă. O face, e altă care stă. Până acum, până de când. Când s-a impus... Nu s-a ocupat ca lumea. Ești una ce s-a ocupat. Pentru că n-are timp, domnul. E, lasă-o, n-ai timp. Când dorat o să facem ceva de trebuie. Căci este atât de... Lăsați că nu e... N-a rupt nimeni ciolanele la primăria noastră. Vedeți-vă de treabă. George, ciolanele. S-a fost la dumneavoastră? Nu, eu făceam o altă propunere. Da. Haideți să lăsăm pe domnul Maudeanu să se ocupe numai de lemnul de la pădure. Nu, nu sunt de acord, sunt nicio formă. Păi da, atunci deci, aia ce faci? Domnul Aldea are probleme de lui, cum aia se pregătește să iasă la pensii. Deci n-are treabă un Valdea cu utilajele cu ăsta. N-are de făcut atmosfera domeniului public și privat pe hârtii, să le facă pe hârtii. De exemplu, acum, dacă tot întrebați, Aldea lucrează la actualizarea domeniului public și privat. Acum, are un proiect pe care trebuie să-l fac. Toate hotărârile care s-au dat vis-a-vis de ăsta și nu e chiar simplu, să știți. Trebuie să-l ia, să-l scrie cu anumite caractere, trebuie trimis la minister. Deci are de lucru vis-a-vis. E mai mult din hățiogăraie. El nu știe nici când să pune motorină la un taf, nici câte motorină trebuie, nici să discute cu un om. Nu-i omul de lucrat. Și atunci, dar lăsați să-l asociat să pot eu să-l spune. Să-l spune. Discuții legate de înființarea acestei societăți. Eu
Mă spun la urmă, că n-ați pune problemă de votare. Părerea mea este pentru că asta este cu domnul Rusco, că într-adevăr este legal și eu am interesat. Într-adevăr, așa este. Există comunii care au. Dar, în perspectivă, se poate urmări și cu tot altceva. Exact ce a urmărit domnul Beloi. La fel a făcut domnul Beloi. N-a făcut la fel. Ei, n-a făcut la fel. Să vă contrazic. Dumneavoastră nu era nici consilier, nici nimic. Și noi eram aici, la dumneavoastră, nu eram în... Domnule, noi ne-am convins. Să spuneți-mi, domnul, care suntem consilier mai mic, luați de domnul Miric. Aia, domnule, că ați alergat ca... Consens, nu știu ce, pentru că ce legătură a avut? La urmă când ne-am trezit, când era mai mult mare, a trecut societatea la el. Asta e altul. Fără aprobare de Consiliul. Și cine a, cum ți-a putut, domnul Bărbat? Pentru că... Cum ți-a putut? Nu, domnul Bărbat. Vă spun exact cum. Cum? Pentru că a făcut un subterfugiu acolo cu Dumnezeu să lește pe domnul Oprea. Domnul secretar. Și ce i-a dat? I-a dat în proces de bani în vas, domnul ăla, nu? Dar cum? Dar a trecut acolo, că după un anumit timp, poate ocupa oricine poate să devină patronul acestei societăți. Asta a fost singurul lucru. El de la început a făcut-o pe el, persoană. Deci eu și-a trecut, noi ne-a trecut prin asta. Foarte împlinit. Și eu, dar și eu și-a trecut. N-a fost niciun real. Dacă răspuneți acolo, scrieți, domnul Oprea nu mai este. Și eu m-am gândit, domnul ăla, să spun de față cu domnul Consilier, ca după ce plec de legislația asta, și voi pleca pe bătrâni și la 60 de ani, să nu mulțumesc la fel și dumneavoastră, ca nu cineva să mă traduce, ce prost ai fost acolo. Eu o timpă că am o societate, eu o timpă că nu știu ce. Și eu m-am pus și m-am interesat personal să văd dacă există vreun subterfugiu la să se poate facă ceva. Noi ce procesul verbal și hotărârea care am făcut-o noi? Și nu avem provințare atât. Ai putea să și atunci certificația, vedeți? Da, ia, dar o să mai fim chemați după aceea ca să continuăm. Păi face toată, domnul, ce face? Păi dar vrei și care trebuie are loc în Bețul Domnesc lângă cui? Deci, acum, la cine și vedeți, poate trebuie chemată în fața consiliului local. Cum să nu? Cum să nu? Adică consumare, ce părintare de efectivă, ce vrea să facă. Ia spuneți-mi, de când era fost chemată Consiliul de Coordonare a Asociației Promotorilor de Păduri? Se vede și o analiză, da? În atâția ani de zile, a fost chemați vreodată? Fac ce vor. Da, asociații după de să ne explicați? Domnul ăla, dar e cu totul altceva. Și în primul rând că asociația proprietarilor nu se subordonează sub nicio formă, nici primarului, nici consiliul local. Să fie clar, nu teoretic, legal, domnule. Dar schimb consiliul local. Vedeți că poate să facă deci prea ne îndepărtăm de subiect. Adevărul este așa, cum am spus. La divers. Da, așa este. Este la divers. Haideți să spunem la vot. Așa. Haideți să spunem la vot. Deci, clar, nu jucăm cu votul. Cine a ridicat toată pentru rămâne pentru, nu poate să spună că înseamnă și pentru, și în abțin, și eu știu vorbim. Nu mai rețin de ce statuturi, dacă a fost întrebări pe edificare, modul de desfințare a societății, falimentul, modul mai rețin, a fost pe oricare, a fost pe debate, nu? Da, la oricare, îi luam ce de ce eu m-am uitat, de exemplu, și am luat Dragi și m-am uitat bine, și chiar la Consiliul Local la Unește, deși eu m-am avut echipirea și putem mort. Când, practic, acum zicem, erau două pentru așa, una a intrat în faliment. Nu știu nimic despre ce. Am văzut ceva, niște pensuri, dacă vreau să fie de mine. Nu este. Subornic, da. Deci, practic, pot ajunge la un moment dat și în faliment. Deci, aceste societăți, dacă nu sunt mâine coordonate și... Chestiunile astea sunt reglementate strict de lege. Falimentul, dizolvarea, lichidarea societății, astea sunt lucruri stricte, prevăzute în orice fel de stat. Care o formă de stat și scapatul Dar, pentru ultima dată, mai vrea cineva să discute pe baza acestui punct sau trece direct la vot? Nu mai lungim. Trece direct la vot. Cine este pentru înființarea acestei societăți? Mâna sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci, vă rog să-i notați pe nume. Deci, domnul Gheorghiță, domnul Mirica,
domnul Lencea, ca să nu fie discuții după aia, eu știu, când n-am votat, am votat. Noi care sunt domnul care s-a luat din pășcare Bucuș. Domnul Bucuș și domnul Ionaș. Sunt Ghețu. Cine este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Da, 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 e corect. Împotrivă. Cine este împotrivă? De unde zic amână? Bălan. Bălan? Marco și Miru. Cine se abține? Cine? Cine? Bălan, Miru și... Marco și Miru. Cine se abține? Iordache, doamna... Bălan. Da. Fiind... Majoritatea deci, proiectul a trecut. Proiectul, propunerea. Propunere. Și acum trecem la diverse, dar haideți să nu ne repetăm unul după altul aceeași probleme sau mai ridice și altceva. Am văzut că avem și un musafir. Nu știu, nu știm dacă... Ar trebui să-i dăm pe la lui cuvântul, ca să nu are rost problema și să stea. Poate voi ați venit cu... Nu, am avut trei probleme de ridicat. Da. Vă rog să vă prezentați, de că nu vă cunoaște nimeni. Da, mă numesc Blănaru Cristian. Cum? Blănaru Cristian, da. Așa, sunt generul Neculariu Șurelu. Așa, și am trei probleme de ridicat. Prima ar fi, de cinci, acum 5 ani de zile, după nu, adică 27 aprilie, am fost inundați și de 5 ani de zile nu s-a luat nicio măsură. Domnul primar și domnul Lice știe, după 3 ani, la rând am fost inundați acolo, nu numai eu, și vecinii mei am fost inundați, nu s-a luat nicio măsură. Ceea ce ar trebui să fac ar fi să fie șanțul ăla de beton spart, adică adâncit. A doua problemă este iluminatul public. Acolo la noi, unde este și parcarea, unde se bate camera, unde sunt acele tuburi, nu este lumină deloc. Nu sunt becuri. Iar a treia problemă ar fi cetățenii cum sunt eu, socul meu și alții din comuna asta, care nu au rol. Ce facem? Noi chiar nu avem pe undeva lemne? Nu la prețul care... Deci nu am spus la prețul care ălea cei care au rol, adică 80 de lei. La un preț mai mare, chiar nu putem lua lemne noi din pădurea comunei, că suntem locuitorii comunești. Aveți perfectă dreptate și da, bună mare. Bine a spus. Sau la același preț vreau, chiar bine. Dar dacă nu se poate, dacă nu se poate la același preț, mă, care am un preț mai mare. Noi chiar nu putem să luăm lemn, noi nu ne putem să luăm lemn. Ce? Nu, deci vreau la 60. Așa, la 80 că se vinde acum, cum era mai mult. Vă respect la cuvânt, vă rog, lăsați-l. Da, bine, ce am eu am spus pe domnul primar să vă răspund că este cel mai în măsură. Întrebările sunt pertinente, sunt corecte. Cred. După mine. Da, spuneți-mi, noi am discutat chestiunea asta cu inundatul. Ați avut probleme în 2010. Nu, 2010. Nu, am avut probleme în 2010, în 2011 și în 2013. Au fost probleme. Știți, în 2013 ați venit cu... În 2013 ați venit cu bulldog. Dacă țineți bine că l-a fost la aia cu bulldog și a spart în partea aia. S-a dus un pic cap. Dar problema este că la fiecare ploaie mai puternică trebuie să ies în drum ca să văd cum se duce la ploaie. Podețul ăla e foarte îngust și foarte mic problema. Iar betonul, șanțul betonat este mai... Mai este o problemă acolo cu apa care se adună datorită șanțului ăla, care se înfundă. Apa se adună toată curtea aia sectorului, știți că se umple, se face lac, iar casa mea s-a lăsat. Și se va lăsa și asfaltul se va sparge. Toată apa aia se scurge pe sub asfalt și pe ea nu-i curte. Și la vecinii mei. Bun, problema este următoarea. Spui că apa trece de la sector, trece în partea aia la altă. Da, se filtrează pe sub asfalt și bine. Dar uite poate că nu are cum să ducă. Beton, nu știți, foarte bine, șanțul betonat este mai înalt decât cel nebetonat. Și nu are cum să ducă, rămâne în loc. Dar nu înțeleg cum, adică se infiltrează pe sub șosea, apa și ajunge la asta. Adică se creează o baltă, după aceea... Și acolo se creează un lac, cum de la sector se creează un lac mare. Și vorba de inundație, vine apa și trece. Da, da, și trece. Nu, se creează sub apă, sectorul se infiltrează apa și trece. Ba bine, deci se infiltrează după. S-o și infiltră, dar problema este inundația. Dar și de aici, de trei ori. Deci eu cred că trebuie făcut acolo, partea asta a dumneavoastră de șansă. Nu, domnul, dar așa, pentru că nu e problema asta la altă, că e infiltrat. Și eu acolo am altă, dacă o ploaie puternică, eu m-am dat cel puțin o săptămână, că mi simt, că nu contem în curte, datorită faptului că lacul care se face în curtea sectorului vine la mine tocat. Și nu mai rămâne, și la bolul, la băieții ăștia, care au făcut acum din Camușatul și la toți. Șansul din partea... Deci șansul a betonat dacă s-ar adânci, s-ar rezolva toată problema. Apa de la sector, deci la prin podeț, se duc în dură, în
fața mea acolo. Da. Deci acolo podiețul ăla e mai jos, tu l-ai mai jos în partea înaltă. Dacă s-ar face șanțul ăla venuat, de când doar fundul șanțului, să se adâncească fundul ăla venuat, dar mai fi nicio problemă să aduce. Asta trebuie modificarea acolo. Bucățica aia care e... 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 Bucățica aia tu, mă reacționezi, poți în primul rând, în primul rând, trebuie să chemați cei de la drumul județenii să vină la fața locului. Da. Deci, eu, drumul, șanțul, sunt proprietatea drumurilor județenii, ei trebuie chemați, e o problemă să inundă locuințe, că nu-i numai la dumneavoastră. Nu, și la acolo, toată și doamna Maria, care e în spate, și mai mulți. Să vină cei de la drumul județenii, să-i chemăm, să-i convocăm să vină în coace, mergem cu ei, să... Trebuie să aducă un specialist, trebuie să aducă... Noi acum spun, noi le trebuie stricată șoseaua, nu putem să spunem. Noi ne dăm noi cu părerea acum ce trebuie făcut la primul, da? Deci să vină un specialist la drumul județenii, proprietatea lor și să rezolve... Da, să rezolve problema. Să rezolve problema. Întrebarea a doua vă răspunde, domnul Dumnezeu, că e iluminat. La iluminat. Nu trebuie să mergem la fața... Bănesc o lampă, trebuie. O lampă, tot trebuie la urmă. Asta îl fac un lampă, nu am dat la urmă. Dar este o lampă, de acolo este o lampă. Nu, sunt două stăpuri fără lampă. Nu, este la mine, la lampă și mai este până la... Ganga? De la Transitea nu mai este lampă. Până la Ganga. Ar mai fi până la lampă. Da, atunci vedem, oricum e așa. Și întrebarea a treia, tot domnul primar. Povăture. Cred că o rezolvă aici favorabil. Aici cu lemnul de foc. Dumneavoastră nu va face rol socul sau n-ar avea la... Nu contează să zicem o rol. Nu, nu, nici eu, nici socul nu mă rezolvă. Dar de ce? Aici, da. Nu, noi când am conceput regulamentul, deci noi când am conceput regulamentul, domnul Gheță, dați-mi voi ca să domnul Gheță, dați-mi voi ca să vă explic. Deci noi când am conceput regulamentul la divulzarea masei lemnoase, ne-am ghidat după legea 416 și după normele din 416. Adică, cei care beneficiază de anumite subvenții, că până la urmă este o subvenție, noi dăm un material la un lemn mai, la un preț redus, da? Trebuie să facă dovada că are un spațiu, că trăiește undeva, că stă undeva, că așa ne-am izbit de o avalanșă de cereri pe care trebuie să le onorezi. Deci trebuie să pui niște condiții într-un regulament, condiții minime. Iar cele două condiții au fost să ai un spațiu, înregistrat la Registrul Agricol al Comunei și să ai taxele și impozitele achitate. Deci noi nu cerem mai mult de atât, da? Și domiciliul meu, că l-am aici în multe... Dumneavoastră aveți domiciliul, dar... Că stă domiciliul comun așa, frate, familie. Bun, dumneavoastră domiciliați în Comuna Mănăstirea Cașin, da? Dar eu vă întreb așa, faceți-mi dovada și vă spun, faceți-mi dovada că dețineți un spațiu, ca să vă pot da, minim, 20 de metri. Fac dovada că dețineți un spațiu, fiind văd un spațiu aici, că sunt aici. Am mutat zi, nu stau un loc, este aici, nu este clar, fie luat în spațiu aici. Atât timp, mie mi s-a făcut, mie mi s-a făcut bule când trebuie astea. Așa trebuie să stau în spațiu. Da, da, nu locuiește nimic ca să-și facă, dar el nu vrea să-și facă numai din rol, asta e problema, da? Iar noi discutăm o problemă, da? A omului, omul are o problemă, da? Iar noi trebuie să identificăm, să vedem cum putem să-l ajutăm, dacă putem să-l ajutăm și dacă nu putem să-l ajutăm, să-i spunem, da? Bun, atunci. Înseamnă că trebuie să modificăm regulamentul și să-i cerem un contract de închiriere, el stă cu chirii la soțul meu. Nu, dacă eu mi-am făcut așa, dacă este luat în spațiu sau nu, este luat în spațiu. Eu am venit aici, în spațiu colecțiilor mei. Automat mi-a făcut mutația pe Mănăstirea Cașin și strada mea acasă. Ce o să văd în spațiu? Doamne, în afară de dumneavoastră și de domnul, mai sunt 100 de cazuri când a venit și a făcut buletin la Mănăstirea Cașa și el stă nu știu unde. Și a domiciliat pe Mănăstirea Cașa. Doamne, eu înțeleg problema care spune. Dumneavoastră nu înțelegeți problema care spun eu. Noi trebuie să modificăm un regulament de vânzare a masei lemnoase. Și acum întreb, mă consult cu dumneavoastră. Eu nu pun numai pentru el ca să ajut băiatul ăsta. Eu pun pe general, da? Când pun un articol acolo, eu mă refer la toată lumea, nu mă refer numai la el, da? Și atunci mă întreb eu și mă întreb și pe dumneavoastră. Ce document să aduc cu omul ăsta ca să-mi fac, sau pe baza unei, nu, pe baza unei anchete sociale. Și îmi spune că acolo el lucrează, și el locuiește în comun. Și atunci rezolvăm problema. Cea mai probabilă e înainte, anumiți oameni care au mutații să stau în Comuna Mănăstirea Cașin.
vedere sociale poate să beneficia de același drepturi ca și un... Că locuiește aici, face anchetă și cel care și-a făcut în fața anchetă și-a făcut răsul. Deci s-a admit ca în baza anchetei sociale face. Sunteți de acord cu problema asta de să aprobăm legală modifică regulamentul? Acord. Nu modifică, mă adăugăm la regulament. Se completează. Da, rol fiscal în viață, nu? Aveți mașină sau rol fiscal în viață? Nu-i tot la ce fel domnul? Plătesc, atât timp de plătesc la gunoi, deci locuiesc aici. Da? Dacă vreți ca să faci cum așa. Dar atât timp că eu vin și plătesc gunoi, eu sunt trecut la gunoi, atunci să spune că locuiesc aici. Când se iau lemne, nu locuiesc aici. Nu, nu. Era o scăpare, era o scăpare de... Eu am înțeles, asta e la problemă. Adică acolo locuiesc aici, dacă nu-i un lat, dăm drumul dumneavoastră, când da, sigur, da. Dacă vreau să dați bani, vreau să vorbim, poate să vorbim, poate să vorbim, poate să vorbim. Deci aș fi dat unei închete sociale, să vedem. Bine. Da. Asta e o vreau să spun, deci. Deci, a, deci, are de toate. Lasă-mă ca să încep eu, totuși. Am întrebat de asta, da? Da. Da. Păi, iată-mă și acolo. Aș vrea să, în primul rând, a fost o acțiune, cea cu transportul cărților la Craiova și aș vrea să mulțumesc doamnei Simeon pentru gestul pe care l-a făcut. Ieri s-a întâmplat chestiunea asta și, bineînțeles că un mare ajutor ne-a oferit domnul secretar, domnul Deleu, că pur și simplu a fost cu microbuzul dumnealui și am încărcat. În fapt, am fost cu două mașini. Și cu mașina primăriei și cu mașina cu domnul BDO. Și vreau să mulțumesc pe calea asta. Însă, principalul donator, doamna Simeon, doamna Maria Simeon, și Dumnezeu să-l ierte pe domnul Paul, că, practic, bunurile au fost ale dânsului. Vreau să mulțumesc personal și care a fost în aici. Da. Deci, gestul a fost extraordinar și, practic, s-au adus 1970, în jur de 1970 de volume. 1975, vă spun exact. Ceea ce e mare lucru, că s-a completat un fond de carte pe care biblioteca școlară nu cred că avea speranță în următoarei mie în 5 ani să-i recuperez, dacă să-i achiziționez, dacă măcar în următoarei 10 ani. Dar, în fine, un gest extraordinar, ce să vă spun, am fost primiți extraordinar de doamna Simeon, care este de acolo după două zile și tot inventaria la carte. Am luat inclusiv piese de mobilier, pe care astăzi le-ați descărcat, nu? Da, la școală. Cu siguranță, doamna director, care s-a făcut și în bibliotecă, le va inventaria și le va duce în scriptele școlii, astfel încât o să discutăm să vedem un spațiu unde să reușim să amenajăm în sală de clasă. Că deja cred că ar trebui regândit expunerea cărții, da. Dar acțiunea asta va face obiectul unei alte discuții ulterioare. Vă spuneam că am început să intrăm într-o linie dreaptă cu proiectele astea. Am un pic de îngrijorare vis-a-vis de ele. Îngrijorare pentru că, dacă e să luăm și să calculăm, sunt aproape 1 milion de lei, da? 1 milion de lei noi, aproape 10 miliarde care trebuie să ne recuperăm. Și orice fel de, nu se mai admite niciun fel de decalaj. Cei de la HIP, de la Iași, sunt foarte stricți. Astăzi am fost la Iași cum se depun în o cerere de plată și după ce mi-a făcut controlul, a rămas mai completez cu ceva. Pentru utilaj, pentru asta se depun, acum am și dat la înregistrare astăzi și să ne primim bani. Pentru că, din ce cauză sunt îngrijorat? Pentru că, ați văzut că noi am epuizat fondul de rulment, da?
trebuie să recuperăm bani pe TAF, bani pe UTV, bani pe bani la prelungirea chiților, așa. La punte am plătit până acum vreo 200.000 de lei, dacă nu mai bine, cu tot cu factura care avem cu rinții. Așa, deci ar mai fi nevoie de vreo 300.000 de lei pe care nu îi avem. Deci trebuie să ne vină banii de la, de la AFIR ca să putem să plătim mai departe, să, să încheiem pe data de... Deci ar trebui ca luna viitoare, cel târziu, în jurul datei astea, să mai avem, să mai avem o ședință unde să discutăm sumele recuperate și pe care să le băgăm iarăși la, la referință la ponte și am putea să, să finalizăm și, și puntea aia. Un pic de presiune în perioada asta cu, cu asta, dar sperăm să le, să le trecem toate cu, cu bine. În rest, domnul Vici s-a mai ocupat în materiale, niște materiale au mai dus la la punte aici, la Melania, unde vrem să, să începem să o așezăm, nu? Domnul Vici? Da. S-au tăiat podelele. Grinzile sunt, sunt de recuperare de la podul, podul de la Boier. Sunt două grinzi la 18 metri de linii. E bun, dar mai da. Am fost și cu nenea Neclai Măcălău ca să ne dea o idee cam cum ar trebui. Am mai tăiat niște materiale. De-am avem scândura de rezervă în curtea sectorului pentru a face niște reparații și la podul de la Mahan. Am făcut reparații la podul de la Zărnescu, schimbam vreo 6 podele chiar de ieri. 6 schimbă? Da. Și săptămâna următoare intrăm la podul de la, de, de la Melania. Ca următoarul pas să avem în vedere podul de la Moară. La podul de la Moară vedem, vedem ce, ce, dacă se poate repara. Dacă nu, nu mai intrăm în toamna asta cu niciun fel de reparație, pentru că atunci o să fie o capcană sigură. Da. O să trebuiască să, să mai schimbăm ceva acolo. E vorba de structura de rezistență, de urși. Deci nu intrăm la urși acolo. Nu intrăm la urși, pentru că dacă ne, ne prindem nasul acolo. Câte la complet. Dar ce poate trece animalul, nu? Exact. Doar ca să schimbăm din potere și să... Este o modelă de 6 și iese. Nu cred că pe acolo oamenii am zis mereu cu... Cad animalii după pod, au nici la părere, au... Exact. Să lăsăm să... Nu mai, nu mai am la grinzi. Și după aceea vă scrieți fiecare, pe rând, vorbim toți, care au spus ceva. Da. La... La iluminat, domnul Vici, ce s-a mai făcut? La iluminat mai avem, mai avem de făcut Havoșul, zona Brănișteanu, pentru că acolo trebuie să făcut o redistribuire strictă, pentru că fiecare și-au pus lampă după cum după urechii și mai ales multe sunt orientate în curtii și o să trebuiască făcut. Deci, în urma inventarierii, să facem o redistribuire, iar în rest e făcut, e reabilitat, iluminatul toată, toată comuna. Da. Urmează să analizăm următoarea factură, economia, și dacă iese, cu siguranță va ieși economia, o să ne lăsăm la toată noastră. Asta aș fi fost țelul, economie și să ne putem, să ne putem folosi de ea de fără să închidem programul cu timpul mâncii. Da, între timp am pregătit și suntem în lucru cu documentația pentru completarea a linii cu rețeaua din joasă de ziune. Știți că am discutat așa. Ne-a fost transmis... Ne-a fost transmis facturile și cele de aviz. Da, proiectare și aviz. Așa, în jur de 4.000 de lei. 4.000 de lei. Contractul, proiectarea face E1-ul. Da, da, pentru asta. Și să vedem cât o să ne ajungă și cât o să... ce o să fie. Când o să ne aducă documentația, o să vă prezentăm la momentul. Da, altceva, dar mai descurcă, parcă astea nu mereți. Altceva, eu... A
Așa aștept o treabă. Ia, domnul... Deci, domnul de Leu. De Leu. Luăm la rând de fiecare, așa că nu trebuie să fie. Da, spuneți, domnul. În primul rând, sunt de acord cu explicație. Domnul profesor Doran a fost informat bine în data trecută cu chestia, cu materialul nostru, să iasă lor. În schimb, fără să vrea, Ionuț Bitoia a căzut atunci nevinovat. Era cu cererea lui și la tatăl lui în mână. Avea două cerere pentru materialele nostru. În acea, în momentul ăla, era discuție cu general Aldea despre situația asta, că iau ori și valorifică și să începe. Fără să vreau la dat exemplu pe Ionuț Bitoia. Ionuț Bitoia după aceea mi-a explicat și celalalt și ea, prin care. Și domnul Ionuț nu a luat materialele mâini, nu a luat niciodată. Era într-adevăr, era cu cerere mâini. Da, pe sus era cu capul ăsta. Asta a fost ca o paranteză. Altă problemă. Domnul Geană, datorită cu Bitoia de lucrează la București, el nu poate, nu prea poate să vină la cerere. În conformitate cu articolul 40 aliniată 2 din legea 215, privind administrația publică locală, da, consilierii care nu, consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv, este sancționat așa până la retragere, deci nu știu să nu mai fie consilier. În cazul ăsta, da, domnul Gean, dumneavoastră stabiliți, eu nu mă fac prea mult, cei făcea parte din formațiunea politică PNL. Așa? Dumneavoastră urmează ce? PNL pe ce? Da? Urmează ca dumneavoastră să stabiliți cum faceți. Dacă vreți, lăsați pe domnul Geanu în continuare. Da, nu, da, dar asta e legea și despre așa. Să respectăm legea. Da, da. Nu lăsăm. Pentru a veni... Bun, și reglamentul ce spune? Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutive este sancționat în condițiile regulamentului organizării funcționale Consiliului local. Regulamentul ce spune în cazul ăsta? Asta spune regulamentul? Cum se face sancționarea? Deci, nu, nu mai este în prima adresă, nu știam cam așa. Da, da, că nu. El trebuie să fie consumat, trebuie să fie chemat. Da. El trebuie să fie chemat să spună. Explicit. Atunci, el le dă o declarație care spune că sunt de acord să continui sau nu. Domnul Bucur. Domnul secretar a deschis o discuție, da? Și eu întreb domnul secretar. Domnul secretar, scrie articolul 40 al liniatul 2, consilierul care absentează motivat două ori, consilierul este sancționat în condițiile regulamentului de organizare funcțională. Și întreb, ce spune regulamentul din organizare funcțională? Noi n-am pus în discuție regulamentul de organizare funcțională când am început acest consiliu local. Știți că am zis. Consiliul local poate să înceapă până în timpul discutăm regulamentele și chiar un consilier. Exact, corect, așa la fel de 2000. Regulamentul este, dar trebuie să-l aduceți. Trebuie, nu, este atunci, dar acum nu este actualizat. Este, nu dacă e actualizat, iar el este actualizat, am uitat, am căutat. Nu, dar atunci el este. Deci dacă nu a fost reactualizat, el este. Trebuie să începutul activității noastre, că am început cu un consiliu, am zis atunci, trebuie a pus regulamentele funcționale, trebuie să-l știi care. Îs sancționat. El nu știe ce am zis, dar unde și-a pute domnul Minim, nu știe că va fi sancționat dacă are două absențe. Nici motivare. Pentru noi l-am aprobat. Stați puțin, el nu a participat când a ajustat pe regulament atunci când a început doua legislatură. Nu era, nu era consilier. Nu era. Iar de când e consilier, consilierul a luat doua legislatură. Deci, a adoptat regulamentul de funcționare de următoarea ședință, vedem ce scrie la capitolul sancțiuni și după ce e contrapăzit. Dar așa s-a hotărât atunci lumea. Cel care lipsește nemotivat două ședințe, automat urmează următorul... Dumneavoastră știți el nou, eu nu știu. Nu a fost consilier atunci. El ați aprobat. Regulamentul de funcționare în interzit funcționare. Nu s-a aprobat, eu nu știu. Nu poate fi decât numai că mai trei la pește, dacă stai trei... Nu, dar știți că regulamentul a mea atunci. La regulamentul de pește a mea. Nu, ea trebuie informat ca să știi. Păi, dar nu-l luăm o ordine. Mai vorbim pentru ședința următoare. Da, el trebuie anunțat regulamentul, vedem ce scrie din el. Și trebuie anunțat și el dacă poate să vină, să ia cunoștință de ceea ce e lucrurile. Iar dacă nu poate, el va face ce? Va să spune, renunț. El scrie acolo, consilierul poate renunța, dar nu mai ține. Corect, da. Nu știu, da. Haideți să lăsați. Dar, cum cum l-aș da? Mulțumim domnului primar că ne-a acceptat pe linie de administrație publică ceva de informații în sistem dosar la care trebuie
plătim. Dar aceasta este actualizat cu ultimele date. Iar în ceea ce privește organizarea ședințelor de Consiliul Local, a intervenit o situație. Nu se mai trece punctul divers. Deci se exclude punctul divers. Nu? Da. Noi putem să discutăm la diverse, dar o să rămâne surprins, adică să nu înțelegeți că va fi o greșeală, că nu se va trece la punct distinct, probleme curente diverse. Deci nu e o greșeală, nu va fi o greșeală, s-a uitat. Deci nu este un punct distinct, ordine de zi, ca să dea o hotărâre. Da, noi putem discuta. Dar se poate discuta. Adică diverse le știm noi. Mulțumesc pentru vădere. Atât mă bucur. Mulțumesc. Aici ne pot spune cel mai mult la diverse. Aici pierdem cel mai mult timp. Ce am avut de spus, am spus. Haideți că, haideți că între timp răspăiam aici și am dat chestiul referat al administrator prin domeniul Sfântului de Sfântul. Aveam trei probleme. Trei probleme sesizate. De el, acum, mai în urmă, în serios, sunt probleme și vreau să vă cer să le discutăm. E vorba de lemnul de foc, care noi avem preț la el doar la lococioată. Și ar trebui un preț pentru, datorită faptului că cererile sunt mari în faza apropiat, în faza, în rampă, în depozit, ar trebui aprobat un preț. El a făcut o calculație și a ieșit un preț de 130 de lei pe metru cub. În rampă, da. Tot cei care fac cerere sau oricine poate să nu, tot. Deci, dumneavoastră, nu vreau la loc o cioată, eu vreau să le iau de rampă, da? Plătiți 130 de lei și fără un metru cub și vă luați. Dar poate luați cei care, indiferent de la o cerere, să nu am 130? Nu, aceleași lucruri. Adică sunt aceleași lucruri. Poți să le iei din rampă, nu mai iei din pădurea. Deci dumneavoastră vă permite să luați din rampă, nu luați. Deci aici sunt băgate de la 80-50 de lei, sunt băgate cheltuiel de adunat, taburi, așa, fără tăia luat în rampă, da? Deci, lemnul i-a dus în rampă, ți-l cubează, ți-l dă, sunt 5 metri cub sau cât ai aprobare, ăsta este, fără 130, asta este... Poate ce-a fost în cadrul celor 5 metri aprobați. Absolut, da. Asta am zis. Pentru că vreau știți la ce mai este aprobat. Mașina ce vrea să întreba ce e, băi, nu mă iubi cu căruța. Da, am înțeles, dar știți la ce mai vreau. E posibil și vine un caracol și tu iau potenția la opinion. Asta este datorită faptului că cererile au început să crească pentru lemnul scos din pădure, da? Nu sunt foarte mulți, dar nu-i pădure. Pădure. Mă rog, sunt diverse. Toată dreptul. Ce faceți, domnule? Mai avem o problemă cu brazii din munte. Da. Nu există un tarif aprobat pentru brazi din munte. De exemplu, RomSilva nu are un tarif aprobat pentru braț de nuntă. Nu există. Produsul ăsta, totuși, noi îl dăm. Pentru că omul vine și face cer la primărie. Spune, domn primar, dă-i 6 braț de nuntă, că ăsta e obicei să pun braț de nuntă la poartă. Ploaia, plouă. Așa? Da, 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 da. Deci, până la urmă, omul cere un produs, da? Pe care noi îl avem, dar noi îl putem factura, noi îl putem, nu-i putem da chitanță. Trebuie să-i dea o chitanță căprior, da? Și nu mai este, dar, de exemplu, au naș de la Târgu Ocna, da? Doamne, trebuie să duc și noi brazul nașul. Dar prinde Nea Vasile la capul de apă și spune, voi dăm actul pe ăsta. Cum am stabilit pentru, el spune, peste 3 metri lungime.
Asta ar însemna între 3 și 5 metri, da? 30 de lei de bucată. Nu-i mult. Nu-i mult. Nu-i mult deloc. E mult la legătură, e la lege și... Bun, nu, la noi rezultă. Din vârfuri ai dat jos parchet, mai... Da. Și totuși mi se pare cam puțin, cred că 40 ar fi mai bine, 40 de lei de bucată, nu? Să zic că, în general, peste 3 ani. Da. Cu căruța și prea nu știu ce avea. De pe ce stai? O dată-i mirișul. Dar îmi vreau unul. E bun, nu e scopie. Doar e unul. E comandă, e minunță, da? La cât? La 40 sau la 30? Lăsați-a la 30, trocând. Să la 30. Să încurajăm și ai puțin aici. Ca să-mi soare, ești? Vreau în modalitate. De fapt, tot. Să la 30. Asta ne-a cartă, mă, cu 39. Așa. Și mai avem? Aici mai avem... Ce strunic de răspinge asta. O să vină, o să vină și de la cașă să aibă. Și aici o problemă. Rămâne în același regulament. Rămâne în plătește mai mult transport. Rămâne în același regulament, da. Rămâne cu condiția ca unul dintre șaților și de șoare. E, nu? Nu, pe diferența voi erau să-i diferențiată cu negație lungită a rândului. De la 3 la 5 metri, 30, are 35 metri la 6 metri, care sunt alte metri. Era altă chestie, ce spunea noi. Vin la bănat în altă parte și iau. Dar care vrea să iasă 3 metri? Da, deci condițiile rămân aceleași, da? Așa. Și mai avem, la punctul 3, închirierea TAF-ului. În vederea executării prestării servicii către populație, nu avem aprobat și s-a făcut o propunere de preț din închiriere la 80 de lei pe oară. Exact ca și la... Da. 80 de oară. Dar și-au fost 70. 70. 70. 70. 80. Nu, mașina și 70. Cu oară... Nu, adică... Să păi nu, să fie la fel, e 70. 70. 70. Prea scump. 70. Da. Atât. Domnul Ionaș. Da, eu aș spune, vine iar la comună. Dacă sunteți de acord, ca să nu uităm. Da. Când s-au stricat răzărele, bine, sunt prea avem acolo. Trebuie făcut iar, altfel să mai acolo, e o problemă. A ieșit și nu știu să spune. Să aducă domnul Fici, să aducă, să aducă. Deci le faci prin... Vă oferiți dumneavoastră. S-a trecut cu lumina, deci lumina s-a pus. L-am pus atunci, ulița aia la Ierimie acolo, de râd cu unii este, nu-i nici o bec acolo. Deci, de la Ierimie, duce spre Ierimie acolo, nu-i nici o bec. Nu este fir. Nu sunt, dar dacă vine oamenii. Nu, nu este fir din iluminat. Nu este fir din iluminat. Dacă aveați băieții, chiar băieții la Ierimie care stă acolo. Am fost personaj, am văzut fiecare stâmb. M-am întâlnit cu băieții, mi-au spus, am sesizat, am trecut în fișă că nu este cablu pentru iluminat. O să trebuia să suplimentați, vedem, dar așa cum mai... În două fiețe de stâlță, a trei, spate, la niște, cum ne știu. Nu-i vorba, e vorba... Mulțumim, domnul meu. Eu am o singură problemă. Am primit aseară un telefon de la Adriana Mulchi. Nu știu cum îi mai zice pe bărbat. Stă lângă Margargiu, acolo, da, în da. Are o problemă acolo, cu scurgerea apei din pantă. Am înțeles că ați spus niște tuburi sau nu știu ce urmează să-i stricați, dar noi, practic, odată am mai spart zidul, dacă știți, la dar, s-a dus apa, că o lua pe drum. Așa, da. Acum nu știu și care e situația, cum a sunat, încă vrea să veni la ședință, mă mir că n-a venit. M-a întrebat, domnule, era informat, știa că e ședința, domnule, că problema, uite, acolo are probleme cu apa, cu un tub acolo, un gat, că-l stricați, gat, nu ceva probleme, nu ar trebui știți mai bine, n-am fost acolo la fața locului. Vreți să vă lămurim noi? Ok. Vreți să vă lămurim noi? Nu, nu înțeles. Vreți să vă lămurim noi? Da.
Așa spuneți, da, atunci nu vă da, întrebați și de ce vorba, vă spuneți despre ce vorba. Ca să-i dau răspunsul și eu, să știu despre ce vorba. Deci, să presupunem că e aceeași problemă. Acolo au fost schimbate tuburi, sunt tuburi noi care se îmbină unul în altul. Și da, pare că au fost inițial 4 tuburi sau 3 tuburi. Nu, au fost vreo, cred că 4 sau 5. Am știu că era acolo. Și două tuburi au rămas. Nu, noi le-am scos. Și am rămas să le recuperăm, să le luăm de acolo, cum poți țeavă metalică. Am pus țeavă metalică, țeava la 4 metri și acum am pus un capăt. Un tub că de beton într-o parte și un tub de transportul din grinzi. Trailerul care transporta grinzile nu avea cum să încadreze doar pe tub și a trebuit să mai punem tuburile celelalte două și să le îngropăm. Constructorul a mai pus încă două tuburi. Probabil că a mai pus în șanț și niște balast ca să poată să treacă trailerul, da? Ieri când am fost acolo, era vorba că e posibil să-i ating un pic gardul, când se întoarce cu grinda de 14 metri, era posibil să-i ating un gardul, dar la prima grindă de 14 metri care intrase și la celelalte grinzi, nu s-a atins nimic, da? I-a atinsese un pic bulica, așa, la frontonul de la poartă, dar s-a rezolvat problema și nu e. Da, așa. Deci, altă problemă, domnule, dacă i-a atins gardul între timp, dar nu știu. La noi nu a ajuns nimeni cu nicio problemă. Dar dacă e vorba de podeți, asta e, s-a înfundat ca să putem să trecem, să intrăm cu grinzile temporar. Cetățenii din zonă mi-au solicitat să-i mărim degetele. Noi am avut o bucată de țeavă, 4 sau 5 metri metalică, în dimensiune de 500, da? 50 cm. Am înlocuit, am scos tuburile existente, care erau de 30. Am pus țeava metalică. Două sau trei tuburi s-au spart când le-am săpat. Două tuburi au rămas pe loc. Inițial am vrut să le aducem la sediul Corsel aici. Da. Luând legătura cu constructorul de la punte, zone, lăsați alea, pentru că în momentul în care vin grinzile, ăla cu trailerul nu o să poată încadra în curb aici și implicit podențul ăsta cu dimensiunea mare. Da. Îi punem, o să ne folosim din capetele de bucățile de tub rămase. Și atunci oamenii au suplimentat, a pus unul într-o latură, unul în cealaltă latură, ele fiind de 30 cu 50, au pus mai mult beton, mai mult balast, ca să-l aduc la același nivel. Da, să fie mic. Alaltă au adus grinzile, urma să mai vină un transport, dacă a venit și transportul, le scoate din capăt și atunci domnule podețul dimensionat la 0,50 metri. Mulțumesc, eu îi transmit să remediez. Iar dacă este altă problemă, când se poate curația, așa, noi o zilnic trecem pe acolo. Da, bine. Da, domnul Chiaran. Domnul Renzi. Eu aș vrea, dar trebuie să știu dacă totuși se repară la podul ăla, nu? Că nu mi-a podul reparat alea acum, dacă vreau animale, nu știu, deci, căruță, ceva. Imediat, chiar dacă fac reparații, oricum am achiziționat două semne de interzis. Deci va fi restricționată circulația, nu... Mi se pare corect. Cine trece, mai de cât. Astea sunt posibilitățile, astea sunt norme de... Bun, nu măcar să treacă. E o vacă de plin, da, e o vacă, așa, că treacă în bată, da? Cărăciua. Domnul Lețu, e asigurat că oamenii că, în perioada imediat, o să intrăm și o să mai facem niște poteri de acolo, o să... Avem materialul tăiat, o să schimbăm poteri de acolo. Mai mult de atât am lăsat omul. Mai vrea să... Ulița spre părăul ușului, a trebuit balastrat și aia, aia nu s-a balastrat. A trebuit niște balasturi mai... Mai mărunt. Așa. Am balastrat. Ați văzut că am balastrat. Am văzut. Am făcut. Ăsta a fost materialul. Nu puteam să bag material din ăla acolo, cum mă las cu bomba. Nu, domnule, nu. Acolo ce ați făcut e bun, las. Da? Așa. Da. Toată lumea a zis că nu știu ce. Așa ar vrea să mai știu cum mai îmi stăm bomba. Curge rău, stăm destul de rău, pentru că patru progrese în luna asta n-am reușit să fac. Să-mi dau la discuții cu direcția sindică și cu interesele, vis-a-vis de, vă spuneam, trebuie marcat la SEO, da? Și încă n-am reușit să lămurim.
E de lucru. Măcar una din toate avem progres. Nu vedem. Atât. Domnul Mirica. Țin să vă mulțumesc. Vorbesc în, în toți din Oriașii, la biserică, în Măinici, printr-o apă ați aprobat și s-a făcut funcția. A doua la mine, mulțumesc chiar, cu domnul primar și domnul Vici și consilierul, mi s-a dat mașina, am pus motorină și am adus niște lemne la fundul cașului și nu îi trebuiau la ea. Ați adus pe biserică? S-au adus mașina, dar am pus la capete și noi azi nu am motorină, acum n-am mai făcut, n-am mai făcut închiriere, ca să înțelegeți, ați zis că ați frumos. Și să-i se mulțumesc lui doamna fosta Lia Simion. Mi-a trimis 50 de lei de la București, domnul, din cineva, și când se face gardul la cimitir. Iar noi, care suntem aici, n-am fost să facem 50 de lei pentru gardul vechi. Nu am fost. Pentru cimitirul vechi, m-am dat. Dar nu tot nu am fost în seara parte. Băi, frate, dar eu n-am zis tot felul lumea asta. Așa am zis? Nu, am zis că noi, dar noi, n-am fost în seara. Nu pot, nu pot. Am pentru cimitirul vechi și nou, l-am împrejmuit tot. Mai avem 55 de metri fața spre Lazăr la Mocanu aici, care e din piatra. Piatra, să mă iertă de Mocanu, a descapăt ca material acolo, a dărâmat din zid și a spus, domnul Mocanu, dar cine a stricat aici? Și că eu. Păi de ce nu ai făcut, domnul? De ce nu ai făcut? Și mă, asta a fost și cum am mai dat. Avem 55 de metri de făcut acolo. Am 3.056 de lei. Atât ați strâns. Și ca să facem în continuare, te să cerem, să cerșesc și mic și să mă cerșesc. Și ți-a trebuit păritului. Ia că nu l-a spisat, ia ce și ce vine. De care l-a trăit la păi, intenționeam, eu am zis așa, să o dăm jos până la bun nivel și să plecăm în sus. Preotul a zis, nu, o stricăm. O stricăm. Dar ce? Tot zilul ăla stricat, vezi? Da. Să facem cum ești în cealaltă. Da. S-a putut. Dar zilul ăla face are la 50 centimetri. E piatră. Piatră de râu. Așa. Băgate și cu beton. Partea, nu știu să le ține așa câți metri sunt înspre Dragomir, e lăsat. Da, ce e da, da. Ce tot la 55 de metri. Cu bără poartă tot. Cu poartă poartă. Poartă mare, poartă mică. Da. Poartă în sfaga ușor, din descurcă. Ar trebui gândit, nu trebuie lucrat un timp, ar trebui gândit un timp. A stat acela timp așa, acum să mai gândesc de o jumătate de an, să ne îngrăbim. Și trebuie făcut o, trebuie făcut ceva frumos, nu... Nu susțin ideea cu iarăși cu plasă și cu nu se la nu, nu, nu plasă, nu plasă. În fața deci trebuie să ia și el va ce face. În fața trebuie făcut un pic mai altă, da? Și vă face și acela, că mai decedează unul, vine cu 300 de lei. Pentru doi persoane. Da, oricum nu mai faci să doamna asta, nu? Nu, nu-i picit. Și s-a despărit și am zis cuiva eu, că zic, tu ai dat 200 de lei, 200.000 de dată. Și că mai pune și mata. Nicolae Geană de aici jos, a făcut ceva frumos. Și a te-a făcut, și mai pune și mata. Bă, eu am stat 11 zile aici. Dar restul, mă duc cu fiecare în cimitir, nu-s plătit de nicăieri, a trebuit nivou. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Vă mulțumesc de eu. Dacă aveți două întrebări, mă referăm dacă drumul de la Pălâncă, dacă se mai poate continua, rămas care nu s-a terminat. Trebuia să niște balast acolo, niște... Balastul mai mărunt care se contactează, da. Se poate pe acolo de rămas, care nu s-a continuat și a rămas, vorbim la fiecare ședință și cum se rezolvă nimic. Dar o întrebare este că noi nu știm
ca fiecare consilier, nu cred că știm pe ce parte facem parte. Unii fac parte eu ca consilier. Ce? Pe ce uniți? Pe ce sector? Nu știi? Nu. Pe unii. S-a discutat. La ședință, cred. A fost la ședință, s-a discutat și după aceea a rămas ca să demotiveze. Că a rămas să se întâmplă, da. Ce să facem? Ea, de-am știut. S-a greșit într-o parte și într-o altă și nu s-a mai definit. Nu știu, îmi întreabă cineva și nu știu cu ce sector va întâmpla. Nu știu ce. Ce cum e? Păi nu, dar nu, întreabă fiecare om, întreabă, de ce îi face parte din poliția asta? Ce îi face parte din poliția asta? Și a treia întrebare de la soare, din domnul general, dar toți pleacă așa de asociația sportivă, nu știu, nu dă echipamentul care au primit la JF Pascau, care dă gratis, nu-i dă lui, nu dă nici minci, lițâni acolo, pentru ce lițâni? Echipamentul meu nouț, mingile nouț, are 5-6 mingi și noi și dăm cu niște mingi care nu-l bate. De ce îl bate? Nu vrea să le iei, de ce nu le dă? Păi ce facem atunci? Păi toată lumea zice, păi dar de ce le ține? Ar dă de la dânsul de niște un altul? Nu dă de la dânsul de niște bani. Vine la un meci de fotbol și vine cu două ape minerale. La 15-16, bătaie de joc. Bătaie de joc. Hai de 10 lei, ia de la asociație, nu bagă de dâmbă atunci cu buzunar. Nu mă, puneți alt secretar. Păi punem, dar cum punem atunci? Pentru dumneavoastră nu puteți să aveți o cuvânt spus? Dar iarăși sunteți asociații sportive, faceți alegeri. Și nu vrea să fie. Faceți alegeri, dați la fară, puneți la altul. Faceți alegeri, păi faceți alegeri și cum? Nu trebuie făcut o analiză la asociația sportivă. Să ne echipăm acolo pentru ce? Nu, 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 dar de la JF Pascau. Domnul Marc, trebuie făcut o discuție corect. Nu cu... Dar așa un motiv pentru care nu de... Dar de ce motiv ai de două? Ce să vedeți? Să adevăr are dreptate. Ești poziția lui. Nu știu, dar ce poziția tânsului? Da? Era un președinte. Da? Au, dar nu se înțeleg. Este președinte, dar nu vrea să-l dea. Nu, au, discuție. Președinte domnul Liviu, botez. Da. Păi și nu se înțeleg. Nu vrea să-l dea domnul Ginel. Ai, clar. Să-l dea afară, ce să mai e? Nu dea, nu poate să-l dea. Nu trebuie să convocăm. Bă, dar să vinim acolo echipamentul pentru ce? Asta trebuie făcut, domnule, convocat tineretul din jur de acolo și ei să-și pună părerea cam... Părerea mă pun tot băieți. Nu se poate impune nici domnul primar. Dar nici domnul Oaldă nu poate să impună. Păi nu. El ar să-i iasă la cap. Păi da, da, da. Și cu sprijinul primării, trebuie să îndreptăm treburile. Eu ce-am vorbit? Ca să... Primării care au făcut cu primar. Președinte au fost înainte și acum... Deci are echipament de pe care dumneavoastră și nu le-l dă. Nu, trebuie discutat pe omenește așa, nu... Pe omenește cum știu, dar nu vrea... Trebuie să rezolvăm într-un fel. Eu mă implic și eu în privința asta, să știți. Nu mă rog să votăm încă. Doamna Burc. Cred că am bătut. Ce să mai spun? Cu fântânele tot, bata, pompiul, dărigea, mie chiar mi-e rușine cu fântâna aia de la acasă. Mi-e rușine să zic că locuiesc acolo. Altceva s-a plâns băiatul vecinul care a fost aici cu inundație. O problemă mai este și faptul că în spatele caselor, deci pe drumul care a spus vecinul Rența, trebuie pus acolo pietriș, nu au șans, are șans de la ușă începând, acolo nu există șans, nici pe o parte, nici pe alta. Când vine apă, vine, dacă odată scapă râul ușilor, scapă încoace, nu mai rămâne nicio casă acolo. Începând de la doamna Cucu, și atunci... Păi și dacă este șans, tot nu mai rămâne. Oricum, de când a făcut la doamna... Și atunci la ce apă poate spre ea? La doamna Lidia Paris, de când a făcut împrejmuită casa cu șanțul la podare, nu prea mai a avut apă. Dar vă spun, vine pe drum apa într-o bucurie. Da? Și șanțul care între Negu și tante Tinca, a fost Tinca cu șanțul, unde stau acum? Romii, ca să nu mai cei neapăr, să te înțeleg ce zic țigar. Dacă e țigar, noi zic că e țigar. Eu-s român, că-s român. A văzut casa? Da. Acolo șantrul ăla se înfundă mereu. De la Duda, domnul Rența, spre apă, spre cașe, se înfundă. Și pe Necul aranjează. E greu acolo, să știți. Da. Când plouă, stau oamenii săraci atunci. Și de nivelarea mai de jos, așa că... Da. Atât. Mulțumim, domnul Ardache. Am mai cerut și aș vrea un punct la ordine de zi pentru una din ședințele următoare.
Haideți să facem ceva cu banii de la asociație care au fost cu destinații de la Abia, pentru curățat prin zlatul. Haideți să propunem niște lucrări sau să mai vedem la cei din zonă, din jurul nostru, cum au cheltuit banii, ce lucrări am putea de amenajarea acestor pași, din curățarea lor. Și lucrurile acum în punct de ședință și chemăm și pe domnul Bădare de seamă. Bădare de seamă, așa și... Ce am putea face? Păcat, sunt bani mulți și îți ai găsit de o destinație. Dacă nu mă încălzești, că stau bani acolo și în teren nu se face nimic. Dar s-a luat o hotărâre, dar de păcate nu s-a ajutat nimic. În sensul să facă amenajamentul pădurilor, dar a rămas ca întreagă. Nu știu în ce măsură ea fi legală chestiunea, dar... De ce? Ba e legală, de ce? Banii pot fi folosite la așa ceva. Deci nu e ceva ilegal. Și din contra, și oamenii ar fi foarte mulțumiți. N-ar mai trebui să stea, să după nouă cot silvic, să ia 3 metri cu la un hectar de pădure. Cum a apărut codul rău silvic acum după ce ați pădurile, pentru că este un dezavantaj pentru ei. Cine își poate încălzi gospodăria cu 3 metri cu pentru aia? Să n-au toți un hectar, sunt unii care au urmă... Chestiunea că nu sunt marcă cât de trebuie cetățeanul, adică el are acolo suprafață de 10 prăjiri, 5 prăjiri, nu poți să-i mar 5 metri cu. Deci să marcă... Nu 5 metri cu, da. O responsabilitate este acelui care există lucrarea. El știe ce are tot în spate, deci ca să aplice marca. Eu pot să mă duc să-i mă duc în altă. Dacă pădurea nu cere așa ceva, îi spui eu așa. Așa, un amenajament făcut pentru aceste trapeze din păduri private, ar fi adus până îmbunătățire pentru că sunt păduri la care pot aplica anumite tratamente, deci anumite trăieri, și deci omul ar putea să-i extragă mai mult, pentru că dar nu-i spate. Regenerare, instalată, Consiliul de administrație a asociației. Consiliul local va veni cu o propunere către asociația, asociația o să convoace consiliul, o să o analizeze și atunci o să ne cheme cu... Dar nu mai e niciun... Ba da, ca și consultant poate să ne invite. Nu neapărat consultant, cât proprietarul celor mai mari suprafețe din cadrul asociației. Poți să te retragi pentru ei? În asociație? Dar mulțumesc, oricând. Asta vreau să întreb. Poți să încerci să intri, poți să ieși, nu? Este legătul. Statutul stabilit deja. Statutul și prin lege. Da. Altă problemă, dacă mai întâmplă ceva speranțe legate de iluminatul pe care și-a postulat în perspectivă, ați mai primărat ceva? Da. Aveam o discuție cu un proiectant de la Iași, de la Neamț, de la Roma. Nu? Suntem într-un studiu, să zic așa, a unei soluții. Am fost un pic pe teren și am văzut terenul. Săptămâna viitoare trebuie să ajung cumva la București, să intru în legătură cu niște factori de decizie din Ministerul Dezvoltării. Unde să discutăm și chestiile astea. Până atunci, însă, am studiat terenul, așa cum vă spuneam. Iar proiectantul, care se pare că e destul de trecut prin mai multe lucrări, domnul a fost de vreo aproape 60 de ani, chiar de mine, propune următoare chestii. Să evităm cât mai mult drumul județean cu linia de medii tensiune, pentru că el spune că extinderea care s-a făcut de la PT4, de la PT3, 2, de la PT2, stații la Bătrânul și până la Ciocănel, lucrarea respectivă la momentul actual nu ar mai putea fi realizată. Dacă se-ar mai face, da? Nu ți-ar mai da voi să mai plăsezi stâlpii acolo. Asta însemna să, ca fiecare stâlp care va veni, începând de la PT4 și până la Scutarul,
până ne ajungem noi la terenul proprietatea noastră, să intre în curțile oamenilor, în curți, în terenul proprietatea oamenilor. Ceea ce mi-e greu mie să cred că am reușit să facem. Adică, o discuție cu una, două persoane putea să faci, dacă e vorba de alte persoane. Și atunci, să ne punem la următoarea soluție. De la, de la Ciocănel să merge spre linie, nu, de la școala, la școala 2 se traversează în spate, și se merge pe traseul fostei linii ferate până la Gheoina. De la Gheoina urcăm pe drumul pe lângă ăsta, Poancă, Costel, da? Urcăm sus în Scurații și coborâm și trecem dincolo la... Ca să nu mai treacă pe proprietate, de pe drumul care nu trebuie mai. Da, exact. Lungește la stâng, la lungește, lungește cam vreo 3-4 de metri. Dar te scapă de alte, de alte probleme. Însă... Dar nu avem mai aici un pot restat. Nu, e pădurea noastră. Da. Coborăm la drumul județean și intrăm... Da. Unii pădurea asta. E pădurea ta, acum da. Da. Am văzut. Am văzut. Da. Ar fi o idee. Oricum, o ținem treaba. De asta cu spitalul, pentru că... Noi, practic, ar trebui să mă luăm cu o hotărâre din Consiliul Local. Noi am zis atunci, pentru construcții care se fac în jurul spitalului, de cei trei, așa, luăm activități obligatorii pe care trebuie să îi controlească. Ne-am dat un timp de 2 ani atunci. Atunci să facem o aprobare și doamne, în funcție de când se va... Dar este la fost la subcontractare. Era în contract aprobat în cele în decurs de 2 ani de la concesionar. Da, la și cu condiție ca să fie asigurate cele două. Drum, cele trei facultăți. Da, da. Drum, nici. Apă, care a iluminat cele trei facultăți. Iluminat, apă și canalizare. Hai că să stați pe jurnalul din 2016. Aveți un pic, dar ce aici nu trebuie să scrieți, eu, până la urmă, minutul ăsta două vreți. Faptul că am ieșit mai aia și suntem și ședințe, să vă citesc și informare meteorologică, numărul 78 din 2402, transmisă din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în intervalul 2409-2005 cu ora 16, 2609-2005 cu ora 13, vor fi perioade de timp cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Joi 24 septembrie, mai ales în regiunile sud-estice, estice și zona de munte, iar vineri 25 septembrie, în jumătate de vest a țării, cantitățile de apă vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat și izolat 25-30 litri pe metru pătrat. Vor fi condiții și de grindină. Pentru asigurarea managementului, îi asigurați permanență la alte. Da, mulțumim. Da, în două minute am terminat. Domnul Brătă, să faceți ceva cu intrarea în comunitate, vopsit, pe urtă, într-o... Haideți să o vopsim până când facem altă. Lăsați-o cu parc industrial, haideți să o dăm jos. Păi, dar rămâne fără nici aia. O dăm jos, facem alta, facem una de lemn, facem ceva, dar trebuie să o dăm jos. Nu mai pot să vopsim o pe aia, vă rog frumos. Ceva de lemn scurtat, frumos. Dar trebuie făcut... Hai să o dăm jos, din frigă, pe chică și la Dumnezeu să lucrare. Doi, haideți ca să mergem pe doi. Drumul de la Boier de aici, în dreptul Gina Damascheni și Boscovici, ați văzut că se ridică asfaltul și... Asfaltul. Oricum să trece cu conducta de apă. Dar trebuie trecut pic de sub. Făcut să poată să pot capta zborul ăla să iasă în partea aia altă. Să rezolvă problema. Este foarte bine făcut. Nu, 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 este aici, nu, 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 este drept de piatră făcut ca un... Aia m-a făcut un drept, eu. Da, da, fiți mai știi, dar oricum trebuie făcut ceva. Cu domnul de la televiziune, domnul, știți că am fost blamat că eu, Vancheau, nici nu știu măcar cum vă cineți. Ei, de către unii oameni, nici pe cum... Dacă o să dați cuvântul, vă dau și eu răspuns. Tocmai de asta, că tu să zi asta, mă rog, dumneavoastră, dacă aveți, puteți să spuneți dacă v-am încerit să vă cheamă, pentru să nu-i fac testament. Eu nu mă ocup de... Bun, îmi dați voi să vă răspund? Da, da. Păi atunci hai să facă...